Bogumił Rainov, Inspectorul și noaptea. Citește Carmen Dumitriu. Dacă vă spune cineva că profesiunea de inspector criminalist e prin definiție romantică, trimiteți-l la mine. Ori, și mai bine, trimiteți-l la dracu. 7:30 dimineața. Aștept să sune telefonul și, ca să treacă timpul, studiez peisajul pe care mi-l oferă fereastra. Dimineața obscură de decembrie. Lămpile de pe stradă licărind ca prin ceață, șuvoaiele de ploaie pe care vântul le aruncă în geam și, suprapunându-se peste toate acestea, propria mea fizionomie. Ce să zic, o mutră plină de farmec pe un fundal și mai fermecător. Stau și aștept să sune telefonul, dar nu din calea afară de nerăbdător, întrucât tot ce mă așteaptă este o mică întâlnire intimă cu un cadavru. În general, clienții mei sunt morții. Și n-am decât neplăceri de pe urma lor. Partea proastă este că într-o întâlnire de acest fel și alta n-a pus să faci și tu un lucru cât de cât folositor. De pildă, să te duci și tu să te tunzi, ca omul, să schimbi becul ăsta, care te orbește cu cei 40 de vaței lui, ori barem să dai jos de pe perete poza câinelui grănicer cu zâmbet viclean și blană violetă. Telefonul se încăpățânează să nu sune. Părăsesc priveliștea ambietoare pe care mi-o dezvăluie fereastra și încep să mă plimb prin birou, printre cele 4 mese de lucru la care nu stă nimeni. În biroul acesta lucrăm 4 inspectori, dar mie mi se întâmplă rar să dau ochii cu ceilalți 3, ca și lor cu mine de altfel, fiindcă mai tot timpul suntem pe teren, în misiune. În schimb, sunt veșnic prezente mesele acestea la care nu stă nimeni și care, învăluite în lumina mai mult decât blândă a becului mai suspomenit, conferă încăperii un aer de confort fără egal. Într-atât de la largul tău te simți în ea, că-ți vine să ridici capul, ai doamă câinelui grănicer de pe perete și să urli din străfundul bojocilor. Izbutesc să-mi frâng această pornire atavică și mă mulțumesc să-mi împing pălăria mai spre ceafă, ceea ce în limbajul meu secret înseamnă capul sus, amice, și privește înainte, ulturește. Și uite așa, tot încercând să privesc înainte, ulturește, mă trezesc fluierând ușor. Melodia pe care o fredonez invariabil de ani și ani de zile nu e niciun twist, niciun rock, niciun tango mai demodat, chiar decât balonzaidul pe care cu onoare îl port. Fluier așa, în neștire, agitând 2 degete pe tăblia mesei în tactul străvechii melodii și, încet, încet, cele 2 degete ale mele încetează să mai fie degete și se metamorfozează în 2 omuleți, ea și eu, care se rotesc pe birou. De altfel, nici biroul nu mai e birou, ci ringul de dans al unei grădini de vară, unde și-a avut începutul o anume poveste. Ring de dans. Termenul e destul de elocvent în ce privește seriozitatea întâmplării la care mă refer, ținând seama de faptul că, în materie de dans, eu sunt la fel de agil ca și cadavrul căruia urmează să-i fac o vizită în dimineața aceasta. Povestea s-a petrecut pe malul mării. Exact ca în Paul și Virginia, cu deosebirea că cei 2 eroi contemporani erau cazați într-o casă de odihnă. Difuzorul restaurantului nu transmitea decât una și aceeași melodie. Cu siguranță că era ultima placă încă neștearsă de atâta folosire. Aceeași melodie hrâia la difuzor și în seara când am făcut cunoștință cu fata. Ceilalți de la masă au profitat de muzică și s-au dus să danseze. Noi doi am rămas însă la masă. Ce situație idiotă! Tu, care ai condus atâtea și atâtea interogatorii, să nu poți încropi o conversație mai de Doamne ajută. E adevărat că nici fata nu prea-mi venea în ajutor. Abia după ce a înțeles care mi-e profesiunea, a rosit cu jumătate de glas. Nu trebuie să fie groaznic să privești tot timpul numai latura obscură a vieții. Până în momentul acela, nu-mi trecuse prin minte că eu privesc numai latura obscură a vieții. Dar fata era învățătoare și, fără doar și poate, mai versată în asemenea treburi. Difuzorul a tăcut, ca apoi să reia aceeași melodie. Nu vrei să dansăm?" i-a propus fata. Aș vrea, dar nu mă pricep," i-am răspuns. Nu-i nimic. Hai să încercăm." De subtul nostru voia marea. În sfârșit, sună telefonul, iar eu, încă sub impresia idilicei scene, ridic receptorul și bolborosesc mecanic. E gata? Cobor îndată." După care, întreag la loc pălăria pe frunte, îndesând o bine. Acest gest, în limbajul meu secret, poate avea cele mai diverse semnificații, dar în cazul de față, una singură. Acum, la lucru. Gata cu reveria.
Din mers, smulg balonzaidul din cuier și tot din mersul și îmbrac, în timp ce cobor scările. Iar tanguul meu se încăpățânează să-mi răsune în urechi, după cum refuză să mi se șteargă din minte evoluția mea de atunci de peringul de dans. Tot ce fac, fac absolut mecanic, în virtutea obișnuinței. Cu alte cuvinte, melodia asta a mea mă împiedică să acționez omenește, lucid și operativ, preschimbându-mă într-un automat care își salută din cap colegii adunați în curte, se așează pe canapeaua din spatea mașinii de serviciu ce așteaptă cu motorul în funcțiune, care se lasă pe spătar, atât cât îi îngăduie spațiul strâmt, își tuflește pălăria peste față, în așa fel ca să îi se izoleze de acele elemente banale și dezagreabile cu care debutează o zi de lucru și ca să mai poată contempla cu ochii minții, măcar încă vreo câteva minute, pe cei doi omuleți rotindu-se în noapte pe ringul de dans. Motorul zbârnâie la întâia și pornim. Cu ochii întredeschiși în umbra pe care o lasă peste ei pălăria, zadarnic îmi dau ghes să mă dezmeticesc. Tot așa rămân, toropit și pe jumătate tolănit pe banchetă, căci și fără să deschid ochii, știu prea bine ce aș putea vedea. Spinarea șoferului și a locotenentului de la secția tehnico-științifică, cele două fâșii de lumină galbenă a farurilor, care izbutesc cu greu să desprindă din ceață șirul cenușiu al fațadelor de clădiri, iscate în semi-obscuritatea zorilor. Mașina lunecă așa o vreme, apoi se oprește. Și fără să mă uit, știu că am ajuns la locuința medicului legist. Și fără să mă uit, știu că, în clipa aceea, el și nu altcineva, deschide portiera mașinii și se instalează gâfâind pe banchetă lângă mine. Ce zici de vremea asta? Întrebarea, precum se vede, mie mi-este adresată. Un gest leneș, plasez pălăria la locul ei obișnuit pe țeastă și îl învălui într-o privire absentă, pe acel virtuos al autopsiilor. Profesia ta nu-ți dă prea multă strălucire și nici virtute, observ eu malițios pe când mașina pornește din nou. Nu sunt de acord, băiețaș. De strălucire și virtute are nevoie oricine. Și se înțelege de o gustare zdrapănă de dimineață. Eu mi-am pus burta la cale. Înainte de a ieși, am grijă să fac plinul. Mai ales pe o vreme ca asta. Reflecțiile acestea privitoare la însemnatul rol al micului dejun în viața unui om nu sunt deloc noi pentru mine. Le ascult distrat și, la fel de distrat, scot din buzunar pachetul de țigări. Imprudență fatală, căci îndată se și face auzită cunoscuta replică. Dă-mi și mie una. Parcă te lăsasești de fumat. Tocmai de-aia, mă lămurește Paganini al autopsiilor, scotocind în pachet fără jenă în căutarea țigării cele mai bune și mai moi. Oftez resemnat și întind spre el chibritul aprins. Ce baftă pe mine! Ori de câte ori lucrez cu tine, te găsesc în perioada când te lași de fumat. Abstinența asta a ta mă costă cam scump. Paganini trage în piept un fum și îmi propune cu mărinii mie. Lasă-te tu de fumat! Mersi! Viața, nu știu cum dracu, e și așa făcută numai din renunțări. Într-o vreme, de pildă, a trebuit să renunț la medicină. A, mai auzit povestea asta, mormăie doctorul. Nu te oprește nimeni să încerci încă o dată. Stai, că nu cunoști urmarea. Și anume? Am avut multe de suferit. Sărăcia a fost aceea care m-a împiedicat să devin medic. Da, am avut multe de suferit. Aici fac intenționat o pauză ca să provoc întrebarea. Ei, și mai departe? Mai departe nimic, spun. Te-am cunoscut pe tine și am tras concluzia că n-am pierdut nimic. Mă așteptam să spui ceva de genul ăsta, observă medicul legist și în glasul său nu e nici urmă de iritare. Tocmai lucrul acesta mă și face să țiu la el. Odată măcar n-am izbutit să-l scot din sărite. Îi zic și Paganini al disecției și moșule, cu toate că nu-i decât cu 8 ani mai mare ca mine. Îi mai zic și ciocul emerit, dar nimic nu-l scoate din dispoziția sa senină. Adevărul e, moșulică, spun eu împăciuitor, că tu meriți un oarecare respect. E drept că nu consulți decât cadavre, dar ai cel puțin satisfacția că nu le-ai adus tu în starea asta, cum obișnuiesc să fac atâția dintre confrații tăi. Sunt gata să-i mai aduc și alte asemenea elogii, dar mașina se oprește și șoferul întoarce capul spre noi. Aici e numărul 27, tovarășe major. Mă uit pe geam și deslușesc vag o poartă înaltă de fier, împodobită cu flori ruginite de fontă și o serie de alte acțifilduri de pe timpuri. Bagă mașina în curte, spun. Nu-i nevoie să oferim cartierului un spectacol gratuit. Mașina alunecă pe alee, străjuită în dreapta de coroanele golașe și ude ale unor copaci înalți. În stânga
Silueta neagră a unei vechi case boierești, ferestre înalte și triste, tencuiala căzută, umezeală și melancolie, fără să mai vorbim de chiria piperată. Schițez în minte, din obișnuință, elementele topografice, amplasarea ferestrelor, un mezanin, o grădină de iarnă legată de una dintre încăperi. Ceva mai departe, intrarea, în fața căreia oprim. Coborâm din mașină, urcăm câteva trepte și ne pomenim într-un hol vast și întunecos, una din acele încăperi tradiționale, care simbolizau în trecut luxul burghez și menite îndeosebi să te facă să te împiedici de mobilele plasate alandala în semi-obscuritate. În cazul de față, din fericire, mobila lipsește. Singurul lucru pe care îl observ în penumbră este silueta unui minițian proțăpit în fața uneia dintre uși. Flerul profesional mă determină să mă îndrept către ușa aceea. Și iată-ne în camera, pe care de aici încolo vom numi locul crimei. Un loc al crimei îndeajuns de spațios, cu toate că senzația de spațiu e în bună măsură anulată de belșugul de mobilă, de sperecheată și inutilă, cu care e înțesat. Două garderoburi, unul cât toate zilele, cu oglinzi, celălalt fără, un scrin prevăzut cu placă de marmură, mai multe măsuțe pe care cu greutate ai putea așeza vreun obiect, deoarece și așa, fără nimic pe ele, abia își păstrează echilibrul, o uriașă vază japoneză falsă, o toaletă cu oglindă rotundă îngălbenită de timp, foteluri și taburete, doi ficuși de o parte și de alta a ușii care dă spre grădina de iarnă și o groază de alte calabalăcuri pe care mă abțin să mai le număr ca să nu fiu acuzat de naturalism. Din această aglomerare de mobilă de familie, se desprind câteva piese care, în mod cert, vor avea pretenția să dețină un oarecare rol în povestirea de față. O masă grea, lustruită. Pe ea, o cutie de bomboane, o sticlă de coniac golită pe jumătate, două cești rămase nebăute, una aproape plină, cealaltă aproape goală. În dreptul mesei, niște scaune, tot două și ele. În celălalt colț al camerei, un pat dublu masiv. Deasupra patului, pe perete, într-o ramă mare, fotografia unui bărbat impunător. Pe pat e lungit însuși originalul. Observ că bărbatul e într-o poziție destul de chinuită, mai ales dacă ne gândim că va trebui să rămână în poziția asta până la sfârșitul veacurilor, sau, ca să nu exagerăm, până la totala putrefacție. Nu-mi place nici expresia feței, care nu mai păstrează nimic din zâmbetul plin de siguranță din fotografie. Fie vorba între noi, nici acel zâmbet fotogenic nu prea îmi place, că își trădează o fire impertinentă și sfidătoare. Dacă adăugăm zâmbetul acesta la celelalte date ale situației concrete, putem conchide că locatarul acelei camere a fost în trecut un om mulțumit, în general, de soarta sa. În timp ce studiez topografia încăperii, nu uit să trag din vreme în vreme cu ochiul la manevrele pe care le execută prietenul meu, medicul legist. Precauție deloc inutilă, dovadă că, atunci când Paganini al nostru se apleacă deasupra cadavrului, ferm decis să-i stabilească diagnosticul, eu abia prind momentul să strig: "Doctore, fără palpare, te rog!" "Îmi cunosc meseria, băiețaș," bolborosește virtuozul și își retrage în grabă mâinile. "Nici nu mă îndoiesc. Ultima dată am găsit pe cuțitul criminalului atâtea amprente de ale tale, încât, dacă aș fi vrut să scurtești cercetările, puteam foarte bine să te arestez pe tine." În spatele meu sclipește blițul aparatului de fotografiat, apoi al doilea fulger, al treilea. Locotenentul își cunoaște meseria, ca și toți ceilalți de altfel. Acesta este începutul cercetării, începutul unei noi anchete, începutul unei noi zile de muncă. Alcândva, detectivii geniali dintr-o singură ochire de vulturi stabileau totul, inclusiv diminutivul criminalului, pe când nouă ne este dat să ne mișcăm cu pași de broască țestoasă. Fotografii de ansamblu, fotografii nodale, fotografii de detaliu și apoi descrierea. Cercetare dinamică, cercetare statică și iar descriere, amprente și iar descriere, până se alcătuiește un album întreg de fotografii de familie și un vraf de documente din care lipsește tocmai elementul principal. Crimă sau sinucidere? Crimă sau sinucidere? Repet cu glas tare de data asta. Asta o să o stabilești tu, bombăne medicul legist. Când a murit, întreb, uitându-mă la ceasul deșteptător de pe noptieră. Ceasul deșteptător își vede de treabă cu țacănitul lui de tinichea. Numai ceasurile din romane se opresc exact la ora și secunda fatală. Când a murit, repetă medicul scăpinându-se după ceafă și adăugă, pe la miezul nopții. Cauza?
Simt un miros de migdale amare, observă Paganini. Asta mi-aduce aminte de copilărie. Iar mie de ceanură de potasiu, ridică din umăr medicul. Altceva? Altceva mai târziu. Deocamdată trece sinucidere. Dacă apare între timp criminalul și își recunoaște fapta, o să corectăm procesul verbal. Da, la fel de bine o să procede și invers. Caută criminalul și dacă nu-l descoperi, treci sinucidere. Aici, prietenul meu își întrerupe brusc sfaturile înțelepte și, în chip vădit străfulgerat de o idee genială, se apropie de masă și întinde mâna spre paharul aproape gol. Doctore, vă rog! Intră în panică locotenentul. Paganini își retrage mâna, apoi se apleacă și adumecă cu precauție paharul. Așa cum mi-am închipuit. Miros de migdale amare și de coniac. Ce fel de coniac? Plisca sau extra? Gustă! Îmi propune cu mărinimie doctorul. La coniacuri te pricep mai bine decât mine. Se uită la mine cu o mină plictisită, ba chiar scârbită. Ce rost are să-mi stor creierii când lucrurile sunt atât de evidente? Totul e cât se poate de clar. Numai un mizantrop ca tine poate să admită că e vorba de o crimă. Chiar așa, încuvințez eu dând din cap. Numai că, vezi, există și un al doilea pahar. Și când doi înși beau, iar pe locul unde a avut loc libația rămâne un singur cadavru, parcă-ți vine totul să te întrebi cine a fost cel de-al doilea pretrecăreț al cărui organism e atât de rezistent la ceanură. Cu aceste cuvinte, îi întorc spatele lui Paganini, lăsându-l să adulmece în tihnă paharele și ies în hol. Cine mai locuiește aici? Îl întrebe milițianul care stă de pază în poziția de drepți în semi-obscuritate. Camera din stânga este a avocatului Dimov, cea din dreapta a familiei Baev. Ăștia sunt toți locatarii? A, nu! Jos la subsol mai sunt și alții. Nu trebuie să văd acest subsol. Subsolurile au întotdeauna o biografie a lor, suspectă. Uși secrete, intrări subterane. Aceste elemente le veți întâlni în orice roman. Cobor pe scară și mă pomenesc într-un coridor îngust, văruit de curând și luminat, cam la fel de viu ca și biroul meu de la miliție. Din coridor dau trei uși. Bat la cea din tâi și ea se deschide imediat. Atât de repede, încât am impresia că femeia care a apărut în prag a stat cu urechea lipită de ușă. Îi arăt cu un gest neglijent legitimația. A, da, tovarășe șef, poftiți, vă rog. Eu sunt Katia, tovarășa Katia. Desigur că vi s-a vorbit despre mine. Am vrut să vin sus să vă ofer serviciile mele, dar am primit dispoziție să aștept aici. Intru în cameră și învălui într-o privire rapidă întreaga atmosferă. Și aici e aceeași înghesuială ca și în odaia mortului, cu singura deosebire că mobilierul e de calitate mai proastă, iar pe un perete, în locul portretului, e atârnată o tapiserie jerpelită. Tapiseria înfățișează un leu superb ce se strecoară printre niște ardei verzi gigantici. În viziunea artistului, vegetația luxuriantă a pădurilor virgine. În timp ce admir silueta nobilei fiare, vocea hodorogită din spatele meu nu contenește o clipă. Doamne, ce îngrozitor, nu-i așa? Măcar că răposatul Marinov nu prea era el ușă de biserică. Oricum, așa, pe neașteptate, vreau să văd ce ochi o să holbeze prietena mea, Mara, care stă în vecin și care mereu zicea, Marinov ăsta n-are de gând să îmbătrânească și el ca toți oamenii? Că, vezi bine, toți îmbătrânim, unii mai repede, alții mai încet. Pe când lui Marinov, răposatului adică, tot îi se mai aprindeau călcâiele după fetișcane și, în loc să îmbătrânească, parcă întinerea mereu, așa că... Stai încetişor, o opresc eu, întorcându-mă brusc. Hai să o luăm metodic, pe rând. Problema întâi, a doua și așa mai departe. O clipă, femeia mă privește uluită, cu gura deschisă larg și cu ochii holbați. Pe semne că aude pentru întâia oară în viața ei că se poate vorbi și așa, după un plan de probleme. Punctul 1, 2, 3. Apoi cedează. Cum vreți dumneavoastră, tovarășe șef? Cum s-o cotiți că-i mai bine? Că eu și mare îi spui când vine la mine și... Iată că iar s-a pornit. Stați, îi strig eu, ca să curm cascada de vorbe. Mai întâi, de când îl cunoașteți pe Marinov? De când îl cunosc? Păi, cum să mai țin minte de când îl cunosc? De vreo 30 de ani și mai bine. Eram o fetișcană când am intrat în casa asta. Dar pe atunci nu era așa de golașă ca astăzi, ci era o casă de oameni avuți, cu canapele de pluș și covoare groase, cu plafoanele cu ștucatură și un parchet, să linci cu limba, nu alta. Că doar eu eram aceea care făceam curățenii aici. Eu și Mara, prietena mea. Cu ce se ocupa Marinov? Păi, să vedeți,
Avea o meserie bunicică, dar și duduca răposata îi adusese ca zestre parale frumușele. Cu ce se ocupa? Repet eu răbdător întrebarea. Era detectiv, dar din ăia particulari, care pe timpuri erau angajați să urmărească pe cuconițe și domnișoare, care cu care umblă și chestii dintre astea, numai că treburile de dârvală le făcea Plevușcă, al de Dimov și alții de teapa lui, în vreme ce domnul Marinov nu mai stătea în cabină și dădea ordine. Te duci acolo și acolo, tu faci cu tare și cu tare, că și pe noi ne strunea de ne mergeau fulgii. Ar fi trebuit să ai 6 mâini ca să intri în voie. De câte ori nu i-am spus eu marei că după capul meu... Problema 1, 2, 3... Până să zici 1, femeia asta a ajuns la 101. Își varsă vorbăraia într-o adevărată cascadă care e cronica via cartierului. Deschide gura ei cât o șură și îți povestește cu lux de amănunte cum și ce a fost pe timpuri, cum și ce a fost în anii mai aproape de noi. De pildă, cum a fost înghesuit Marinov de legile noi, de a primit în locuința lui pe fostul său agent Dimov și pe fostul său contabil Bev, numai să nu-i fie băgați oameni străini în casă. Și care a fost rolul celor două nedespărțite prietene, Katia și Mara, în tărășenia asta? Își revarsă cascada de vorbe și puțin îi pasă că pe tine te interesează cu totul altceva. Chestiuni concrete și precise. Cine, pe cine, cum, când și de ce? În toată vorbăria ei, care durează de nu știu când, până acum n-a fost prezent decât bărbatul chircit pe pat în odaia de sus. Din ce trăia Marinov? Reușesc să o întreb în scurtul răstimp când se oprește să-și tragă răsuflarea. Păi, fratele lui trimitea regulat dolari din străinătate, așa că nu era cazul să-i fi plâns de milă. Unde mai pui că nu de mult a luat pe vila care a vândut-o mai bine de 10 miișoare și bag mâna în foc că nici nu s-a atins de ei, fiindcă... Stați și ridic mâna. Dacă e așa, atunci, după părerea dumneavoastră, de ce s-a sinucis? De ce? Fața Katiei împrumută brusc o expresie enigmatică. Se apleacă confidențial spre mine și, cu o voce șoptită, dar care poate fi auzită până în centrul orașului, îmi bolborosește la ureche. Dacă toți mi-ați cerut părerea, aflați că nu-i vorba de sinucidere, ci de crimă. La rândul meu, mă aplec plin de recunoștință spre ea și, la fel de șoptit, la fel de confidențial, o întreb. Dumneata, ai făcut-o? Cum? Eu? Dar cine? Bev! Cine altul? Tot cartierul știe că nevasta lui Bev se ținea cu Marinov, ca să capete de la el tot felul de boarfe din pachet și altele de soiul ăsta. Lucru pentru care Bev și Marinov nu se puteau suferi. Și chiar adineori mă gândeam să vă spun. Da, de, m-am luat cu altele. Azi, în zor, Bev pare se acotrobăit în odaia lui Marinov. Adică cum pare se? Păi știți că noi două, eu și cu femeia care vine pentru plata luminii, am descoperit cadavrul. Femeia cu lumina pornește să cutreiere străzile de pe la 7 dimineața și trece de la o casă la alta. Așa că Marinov îmi lasă întotdeauna mie banii ca să nu-l trezească pe el. Numai că de data asta a uitat să mi lase. Așa că eu și femeia aceea am urcat sus și am bătut la ușă. Și fiindcă nu ne-a răspuns, am apăsat pe clanța ușii, care era descuiată. Am aprins lumină și atunci l-am zărit prin geam lâcul grădinii de iarnă pe Bev, din spate, care tocmai căuta să se facă nevăzut. Pot să jur că era spatele lui Bev. I-am văzut foarte bine la lumina lămpii, pardesiul în carouri, așa că degeaba a căutat el să o șteargă pe acolo. Prin urmare, Bev și nu altcineva. Bev, sunt sigură că el e. Cu toate că, dacă tot m-ați întrebat, s-ar putea să fie și Dimov. Dimov? De ce? Păi da, Dimov. Nici ăștia doi, Marinov și Dimov, nu se puteau suferi. Cu toate că jucau table câteodată, dar întotdeauna ieșea cu ceartă. Fiindcă Marinov își închipuia că și azi mai poate da ordine lui Dimov. De parcă Dimov ar mai fi fost și astăzi sluga lui și nu gogeamita avocatul. Au jucat cumva table și azi noapte? Femeia amuțește. Fața ei ia o expresie de șiretenie și răspunde prudentă. N-am auzit nimic. Camera dumitale e exact sub camera lui Marinov. Îmi închipui că auzi ce se întâmplă sus. Aud numai când e gălăgie mare. Dar azi noapte ce ai auzit? Nimic. Voci, pași, altceva de genul ăsta? Până ce am adormit, n-am auzit nimic. Absolut nimic. Eu știți, mă culc de vreme. Cine mai locuiește aici jos? Păi, o mulțime de lume. Uitați, aici după perdea doarme Jana, nepoată mea. În cele două cămăruțe de dincolo locuiesc inginerul Slavov și doctorul Kolev, niște băieți de treabă, liniștiți și muncitori.
Stați și ridic din nou mâna. Unde-i nepoata dumitale? Poate a auzit ea ceva. A, n-a auzit nimic, vă garantez eu. Azi noapte nici n-a fost acasă. A dormit pe la prietene. Iar Slavov și Koliev sunt la serviciu. La ceasul ăsta toți sunt la serviciu. Numai Beva s-ar putea să fie acasă. Femei ca ea n-au altă treabă decât să-și facă unghiile și să bage zăzanie între oameni. Tot e bine, îmi zic. Să începem cu Beva. Femeia fatală, cea care bagă zăzanie între oameni. Părăsesc această cascadă vorbitoare cu un sentiment de profundă ușurare, deși ea continuă să trâncănească în spatele meu. Număr din nou treptele în direcția opusă însă și din nou nimeresc în hol scufundat în un semi-obscuritate. Bat la prima ușă. A bate pe la uși, fie vorba între noi, este una din ocupațiile mele cele mai frecvente, deși nu cea mai îndrăgită. Dacă aș număra ușile la care am bătut în viața mea, sunt sigur că i-aș întrece pe toți factorii poștali din orice raion al capitalei. Luați la un loc. Unii dintre colegii mei sunt chiar de părere că exagerez în privința asta și că, privită sub aspectul operativității, a convoca oamenii în cabinetul tău pentru a le cere informații și a bate orașul în lung și în lat în calitate de inspector, ar fi chipurile la fel de eficient. Dar în această problemă eu rămân ferm la părerea mea, indiferent de urmările nefaste asupra bugetului personal și îndeosebi asupra paragrafului numit încălțăminte și repararea de încălțăminte, pe care le are un asemenea punct de vedere. Și anume că, cutoare persoană transplantată în cabinetul meu niciodată nu va destăinui prin cuvinte și prin expresia feței atâtea date cât aș putea obține de la ea în mediul ei familiar, la ea acasă. În afară de asta, ce rost are să-i rosești timpul oamenilor când tu tocmai pentru asta ești plătit, să ți-l irosești pe al tău cu folos? Dar să lăsăm digresiunile, fiindcă la ele recurg de obicei autorii lacom de onorarii mai substanțiale. Și cum spuneam, iată-mă bătând la ușa familiei Bev. Ușa se deschide numai decât. Am impresia că în casa asta toată lumea pândește pe după uși. În fața mea se află Dora Beva, femeia fatală. În linii mari și abstracție făcând de surplusul de fart, o damă bine. Rujul și rimelurile treacă-meargă. Dar ploapele albastre? La urma urmei, de ce nu s-o fi purtând încă și nasul verde? Tovarășul e de la miliție, nu-i așa? Rostește tărăgănat Beva, scutindu-mă astfel de îndatorirea de a-mi schimba legitimația. De fapt, vă așteptam. După cum vedeți, stau și aștept să puneți capăt arestului. Femeia fatală e într-adevăr echipată de plecare. E îmbrăcată într-un elegant costum bleu marin, cu nasturi imitând monezile antice. Chic, plus o boară de Chanel sau de altceva din import. Nu e vorba de niciun arest, spun eu cu naivitate, pătrunzând în încăpere. O simplă formalitate. Și ceea ce e important, 100% în avantajul dumneavoastră. Pierdeți 10 minute acum, ca să nu pierdeți mâine 2 ore, deplasându-vă până la secția de miliție. Dora apreciază larghețea și schițează un zâmbet candid. Sunteți foarte amabili. Poftiți! Ceea ce și fac. Camera nu e prea mare și aranjată într-o manieră... Na, hai să nu fiu grosolan și să nu spun că e de prost gust. Un dormitor nou, din furnit roșu și alb, un șifoner uriaș care ocupă o jumătate din spațiu. Tot felul de fețe de masă și mileuri din mătase artificială de toate culorile curcubeului, plus alte mărunțișuri care se potrivesc cu cadrul ca nu ca în perete. Pe masă, o fotografie într-o ramă din uielușe de bambus. În fotografie, un om în vârstă, cu obrajii rotofei și care parcă tocmai umflă un balon. Tatăl dumneavoastră, zic, arătând cu indiferență către fotografie. Semănați! A, nu, soțul meu, bolborosește încurcată Dora. A, mariajele astea cu diferențe mari de vârstă. Mă rog, dacă nu-i un secret, de ce v-ați căsătorit? Ca să intrați în posesia acestui șifonier uriaș, ori ca să obțineți buletin de Sofia. Nu sunteți prea amabil, strânge buzele tânăra femeie. M-am înșelat, pe semne că sunt foarte naivă. Mereu mă înșel. Cum mereu? La Bev vă referiți? Ea tace o clipă, apoi zâmbetul îi revine. Îmi permiteți să aprind o țigară? Tocmai mă gândeam să vă rog același lucru. Intervin eu galant și scot pachetul cu un gest amabil. Orice s-ar spune, între a trata cu o țigară o femeie frumoasă și a permite unui medic legist să ți-o aleagă pe cea mai moale din pachet, e totuși o diferență. Dora ține țigara între degete cu un gest studiat după jurnalul de mode, suflă fumul printre buzele ei fardate, ridică un picior și îl plasează peste celălalt. Cum v-ați dat seama că buletinul a fost motivul?
pur și simplu am ghicit, spun eu cu modestie și cu același aer modest îmi las ochii pe genunchii ei dezgoliți. Sunteți un bărbat periculos? Nu spuneți asta convinsă, fiindcă dumneavoastră sunteți periculoasă, îi zâmbesc eu, cântărindu-i încă o dată din priviri picioarele. Hai să ne întoarcem la realitate. Care erau relațiile dintre soțul dumneavoastră și Marinov? Nu prea strălucite. Iar nici chiar proaste. Unii martori sunt de altă părere. Oamenii exagerează întotdeauna, mai ales acei din categoria bârfitoarei de Katia. După dumneavoastră, care este motivul pentru care aceste relații nu erau prea bune? N-aș putea să spun. Trebuie să fi fost vreo veche neînțelegere. Se cunoșteau de foarte mulți ani. Soțul dumneavoastră a lucrat cândva la Marinov, nu-i așa? Mi se pare că da. Nu mi se pare că Marinov manifesta oarecare simpatie pentru dumneavoastră? Credeți că puține sunt femeile pentru care manifesta Marinov simpatie? Zâmbește Beva cu condescendență. În unele ocazii a flirtat și cu mine. Bineînțeles, lucrul ăsta nu prea era pe plac soțului meu, dar din asemenea flacuri, vă dați seama, nu se pot iscai animozități. Animozități, spuneți. Poate că nu am exprimat corect. Deși această nenorocire nu mă afectează personal, știți, asemenea lucruri te indispun. Înțeleg. Acum, duceți-vă, plimbați-vă, aerisiți-vă un pic și, după ce să vă mai adunați gândurile, stăm de vorbă din nou. Cu plăcere, zâmbește ea obosită, cu toate că nu văd ce aș putea să vă comunic în plus. Pentru moment, nici eu nu văd, dar mai întâi, spun, dând din cap în semn de rămas bun și dau să plec. Dar, înainte de a ajunge la ușă, întorc brusc capul. Vă amintiți? Pe la ce oră a venit soțul dumneavoastră acasă azi noapte? N-aș putea să vă spun exact, răspunde nițel iritată. În orice caz, destul de târziu. Ce înțelegeți prin destul de târziu? Cam pe la 3, poate chiar 4. În mod obișnuit vine chiar atât de târziu? Se mai întâmplă din timp în timp. De la un păhărel? De la o belotă? Sau din altă parte? Nu știu. Nu-l întreb niciodată. În privința asta avem convențiile noastre. Și respectă și el aceste convenții? Nu înțeleg aluzia, mormăie femeia fatală. Dar, după mutra ei supărată, îmi dau seama că a înțeles chiar prea bine. O las să-și recapete buna dispoziție și plec. Holul cufundat în semi-obscuritate e gol. Milițianul a plecat, ancheta s-a terminat, cadavrul a fost dus, casa își poate relua viața ei obișnuită. Deci, aici nu mai e nimic de făcut. Afară, după cum era și de așteptat, continuă să plouă. Îmi despălăria până aproape de nas și mă cufund în ceață. Ce să spun? E o vreme, mamă doamne, vorba doctorului. O vreme ca asta, cel mai dificil de stabilit este dacă se crapă de ziua sau se lasă seara. Dar pentru asta există ceasornice. Ar fi interesant de aflat cât va mai merge ceasul lui Marinov. În observațiile mele mai vechi, rezultă că sinucigașii nu prea au obiceiul să întoarcă ceasul deșteptător înainte de a-și clăti măruntaiele cu ceanură de potasiu. Apoi, mai e ceva. Obiectele, fie ele ceasuri sau altele, sunt mai cinstite decât unii oameni în indicațiile pe care le dau. Pardon, tovarășe Beva, n-am vrut să te jignesc. Dumneata ai tăinuit ce ai putut. Soțul dumitale, atât cât va sta în puteri, va face același lucru. Ceilalți, la rândul lor, vă vor urma exemplul. Chestia e că unii oameni ascund unele lucruri, alții altele. Inversând treaba, constatăm că tocmai prin asta fiecare divulgă altceva. Nu știu dacă mă înțelegeți. Pășesc înainte, cufundat în gânduri de felul acesta și aproape că nu iau în seamă ce se petrece în jurul meu. Precizarea aceasta mă scutește de obligația de a descrie cu lux de amănunte străzile orașului meu natal, particularitățile ceții, de genul, culoare, miros, temperatură, trecătorii, sex, vârstă, caracteristici de umblet. Ca să nu mai lungesc, iată-mă ajuns la țintă, labirintul de coridoare și curți interioare al casei de comerț. De ce îi spune casei ăsteia de comerț și nu a avocaților, din moment ce, din timpuri imemoriale, e ocupată numai și numai de birouri de avocați, rămâne o taină neelucidată, nici chiar de secția de criminalistică a miliției. În sfârșit, de comerț, a avocaților, vorba e că are un aspect respingător rar întâlnit. Culoarea galbenă, cu care e împrospătată în fiecare an, nu izbutește niciun fel să acopere amprenta grea a anilor. Pe zidurile abia vopsite, reapar cu stăruință petele de funingine și de igrasie acumulate în decurs de decenii și decenii,
În dărătul ferestricilor sumbre și înguste, ai senzația că nu s-a risipit nimic din atmosfera pestilențială a afacerilor puse acolo la cale de-a lungul vremii. Dughenile de la parter nu seamănă câtuși de puțin cu niște birouri, ci mai degrabă cu niște vizuini. Curțile înguste te fac să te simți prăvălit de niscavaipuțuri sumbre pe care le acoperă capacul de zinc al cerului ploios. Și cu toate acestea, casa e prevăzută cu comoditate de neprețuit. Tăblițele emailate ce atârnă în raiduri lungi la toate intrările. Ghidându-te după aceste tăblițe, poți găsi cu mare ușurință persoana din branșa avocaturii pe care o cauți, cu condiția să ai la dispoziție un ceas, două, libere. O cufund în lecturarea celor nume necunoscute până ce-l descoper pe cel care îmi trebuie. Dimov, despre care e vorba, își are dugheana birou undeva nu departe de intrarea principală. Înăuntru, patru birouri și două persoane. Șansele ca unul din ei să fie Dimov sunt de 50 dintr-o sută. Tovarășul Dimov? Bărbatul de lângă ușă, foarte concentrat la mașina de scris, o adevărată capodoperă într-o asemenea cancelarie, ridică nemulțumit capul. Ce doriți? Am în fața mea un fante îmbătrânit, ale cărui eforturi de a-și ascunde vârsta bat la ochi numai decât. O mică informație, spun eu cu un zâmbet cuceritor. Zâmbetul nu are efectul scontat. Mai exact? Aș prefera între patru ochi, insist, aruncând o privire scurtă spre bărbatul celălalt din fundul vizuinii. Tovarășul Dimov, în chip vădit plictisit, se decide în cele din urmă să iasă din birou. Ieșim în curte. Nu știu dacă e locul cel mai potrivit, remarc, arătând din ochi spre oamenii care se perindă într-una prin fața noastră. De ce nu? Îmi replică îmbufnat Dimov. Am înțeles că e vorba de o mică informație. Fie, cum vreți. Vecinul dumitale, Marinov, a fost găsit mort azi dimineață. Cum? Ce spuneți? Dimov a făcut o mutră lungă. Otrăvit. Adică cum otrăvit? Cine l-a otrăvit? Mirarea sa pare sinceră. Dacă nu cumva am de-a face cu un talent actoricesc deosebit. Mi-ai luat vorba din gură, spun eu. Replica a produs un oarecare efect. Pentru o clipă, Dimov pare încurcat. Apoi, fața lui își recapătă expresia obișnuită, obraznică. N-ați nimerit la adresa potrivită. Dumneata ai fost funcționar la Marinov, iar mai târziu prietenul lui. Trec eu direct la fapte. Da, de unde? Ce funcționar? Am lucrat pentru el o perioadă scurtă ca să câștig un ban, fiindcă tovarășe, și aici glasul lui împrumută un accent boit grav. Pe vremuri, un om ca mine, ca să-și facă studiile, era nevoit să muncească. Da, da, nu ca alții râzgâiați de mici, feciori de bani gata. Cei săraci cum eram și eu, trebuia să muncim. Mă bucur că am de-a face cu un om cu o origine socială sănătoasă. Și n-am fost câtuși de puțin prieten cu Marinov. În afară de cazul că socotiți că, dacă faci din când în când o tablă cu cineva, ești neapărat și prieten cu omul respectiv. E clar, dau eu din cap. Se pare că am fost indus în eroare. Totuși, dacă aveți unele date despre el, mai ales din ultimul timp, ele ar putea fi utile anchetei. N-am niciun fel de date, mă întrerupe Dimov. Și, în general, nu înțeleg de ce v-ați adresat mie. După câte știu, moartea prin otrăvire nu e specialitatea avocaților, ci a medicilor. Duceți-vă la doctorul Colev. Marinov era pacientului Colev. Întrebați-l pe el. Bună idee. Nu văd de ce n-aș face și asta. Numai că, nu știu de ce, eu îmi pusese mari speranțe dumneata. Degeaba. Am spus, n-ați nimerit la adresa potrivită. Fie, în cazul ăsta, dau din numere semnat și Dimov este gata să o ia din loc, când îi pun o întrebare inopinată. Vă puteți aminti cum v-ați petrecut timpul aseară? El tresare și ridică privirea, dar răspunde imediat. Azi noapte n-am fost în Sofia. Dar unde? La Iambol, în legătură cu un proces. Am întors azi dimineață cu trenul de 5:40. Bravo, fac! O călătorie cum nu se poate mai oportună. Dimov, îmi dau seama, e gata să-mi dea o replică în termeni nu foarte amabili. Așa că, pentru a preveni culpa denumită ultraj adus reprezentanților legii, îi întorc spatele și iată-mă din nou în locul meu predilect, adică în mijlocul ceții. Dacă ar fi să tragem linie și să recapitulăm, a spune că, deși în principiu n-am nimic împotriva avocaților, cel interogat adinaur de mine era departe de a-mi fi devenit simpatic. Dar, dacă mă gândesc bine, ce costum grozav avea! Cel puțin să-i fi cerut adresa croitorului. Ar fi cât de cât un punct luminos în toată această anchetă tenebroasă. Vecinul celor doi, doctorul Colev. Fie să dăm ochii și cu acest Colev.
Nu e mai puțin adevărat că, în asemenea împrejurări, oamenii aruncă vina ca pe o minge unul asupra altuia. Ai pești le-au spus, se joacă cu tine. Nici măcar nu-și dau seama că există și jocuri periculoase. Dintr-un loc afli ceva, dintr-altul altceva și uite așa, mingea începe să crească al doma unui bulgăre de zăpadă care se rostogolește și care poate provoca o avalanșă. Nu știu dacă mă înțelegeți. Ploaia aproape că s-a potolit. Dar eu știu din experiență că tocmai această ploaie care aproape nu plouă este cea mai periculoasă, fiindcă așa cum stă, ca atârnată în văzduh, înghite totul și pe toți, inclusiv pe cetățenii pașnici aflați la cheremul ei și, în general, e atât de zdravă, înstatornicită, de parcă n-ar mai exista pe lume și zile frumoase. O astfel de ploaie, care aproape nu plouă, într-o jumătate de oră te murează într-atât încât crești în greutate mult mai cu spor decât dacă ai petrece 3 serii consecutive la odihnă în stațiunea Boroveți. Exact lucrul ăsta se întâmplă și cu mine în drum spre policlinică. Din fericire, în policlinică e cald, dar aici mă așteaptă o nouă încercare. Secția pe care trebuie să o vizitez nu e chiar cea mai nimerită pentru cei de sexul meu. Sunt nevoit să dau la o parte, cu un zâmbet amabil și singherit, femeile care așteaptă. Să aștept și eu până ce iese pacienta dinăuntru, ca să pot pătrunde în sfârșit în cabinetul ginecologului. Bărbatul în halat alb mă studiază cu sprâncenele puțin ridicate și abia după ce înțelege, văzându-mi legitimația că nu vin la control, își recapătă expresia sa obișnuită. O expresie, aș spune, nu de foarte bună dispoziție, dar în niciun caz atât de acră ca a avocatului. În timp ce doctorul Colev îți spală mâinile, îmi omor timpul studiindu-l. Nu, categoric, nu e un om de tipul lui Dimov. Acela e o fire ascunsă, căruia îi place totuși să-și trăiască din plin viața, în siguranță, însă un ticălos. Cel din fața mea e uscățiv și încruntat, poate chiar nițel mizantrop, clar pasionat de munca lui, chiar pedant. Într-atât de pedant, încât își va freca cel puțin 2 ore mâinile sub robinet. Tocmai atunci, Colev, care, parcă anume ca să mă dezmintă, își retrage mâinile de sub robinet, ia prosopul și se șterge îndelung, întoarce privirea spre mine și schițează un zâmbet. Un zâmbet palid și toate supozițiile mele se năruie ca un castel din cărți de joc. Fața lui uscățivă devine dintr-o dată blajină, comprehensivă și câtuși de puțin încruntată. Un chip plin de omenie și obosit. Veți spune că zâmbetele mint. Așa este, dar nu și acesta care e spontan și neprefăcut. De ce nu stați jos? Întreabă doctorul, agățând prosopul de cuier. Nu văd niciun obiect pe care aș putea, în afară de masa ginecologică. Pe fața uscățivă flutură un nou zâmbet abia perceptibil. De ce neapărat pe masa ginecologică? Luați loc în fotoliul meu. Nu refuz. După o oră de mers prin ploaie, ar fi și peste puterile mele. Mă instalez în fotoliu și, ca să-mi compun o mină cât mai cuvincioasă, împing pălăria pe creștetul capului. Colev se așează pe un colț al biroului, scoate un pachet de țigări și îl întinde spre mine. Luați din ale mele, zic. Tratația dumneavoastră ar putea fi interpretată drept o tentativă de mituire. Iar tratația dumneavoastră, în cazul de față, exercitare de presiune asupra martorului. Mi-o întoarse el, luând totuși țigarea. Cu omul acesta mă pot înțelege. Din păcate, oamenii cu care m-aș putea înțelege sunt de obicei foarte prost informați în legătură cu crimele pe care le anchetez. E vorba de Marinov, încep eu. A fost găsit mort. Doctorul pare că reflectează o clipă asupra cuvintelor mele, după care dă cărțile pe față. Știam. De la cine? Are vreo importanță de la cine? Întreabă el, dar în dărâtul acestor cuvinte deslușesc reproșul. În felul acesta îmi plătesc sinceritatea. S-ar putea să aibă importanță. S-ar putea să n-aibă. Mi-a comunicat Beva. De ce tocmai dumitale? Și de ce tocmai ea? Mie, pentru că sunt medicul ei. Tocmai ea, pentru că ea e singura mea pacientă în casa aceea. De unde se poate trage concluzia că Marinov n-a fost pacientul dumneavoastră? Evident, mai ales dacă ținem seama de specialitatea mea. Un medic poate da sfaturi de ordin medical și în afara specialității sale. Oh, dacă aveți în vedere mărunțișul de genul unei gripe sau al unei amigdalite, Marinov, recunosc, venea destul de des să bată la ușă. Din moment ce ești medic, ești obligat să acorzi asistență oricui. Minunat principiu! Scui pe acest principiu, bodogăne Colev încurcat. Scui pe el când e vorba de un om de teapa lui Marinov. Scuipați? Atunci, cum rămâne cu regulile de igienă? Scuipatul este interzis. Tocmai unui medic să-i amintesc această prescripție?
Așadar, după dumneavoastră, în numele acestui principiu aș fi obligat să-i ofer serviciile mele lui Marinov? Își ridică Kolev sprâncenele în unghi drept, morfolind capătul țigării. Bineînțeles, răspund eu fără ezitare. Dar știți ce fel de servicii îmi cerea să-i fac? Exact asta și vreau să aflu. Chiuretaje. Asta îmi cerea. Chiuretaje pentru prietenele lui. Va să zică, scuipatul este interzis, iar avorturile permise, inspectore. Unde ajungem dacă o luăm așa? Kolev zâmbește, de data asta mai puțin amical, stingând și fărmițând în scrumieră chiștocul umezit. Am greșit, îmi cer scuze, bolborosesc eu la rândul meu. Dar el n-a suferit niciodată de o boală serioasă. Era sănătos, spun. Dacă lăsăm deoparte faptul că, moralmente, era complet putred, putem spune că era sănătos, spun. În ce sens putred? Afemeiat? Sau la ce vă referiți? În adevăratul sens al cuvântului putred. Afemeiat. Afemeiat e foarte puțin spus. Un om care corupea totul în jurul lui. Pe vecine îi transformase în slugile sale. Nu știu prin ce mijloace, dar îi transformase într-un fel de servitori. Și pe Bev, și pe Dimov, și pe bătrâna aceea, Ivatia. Se distra cu Beva și în același timp flirta cu Jana, studenta. Până și pe mine a încercat să mă cumpere. Ca să nu mai vorbim de tranzacțiile de valută, de coruperea și batjocorirea de minore, de câte și mai câte. Spuneți că se distra cu Beva? N-aș vrea să intru în amănunte intime, dar fiindcă sunteți ginecolog, poate cunoașteți unele lucruri în plus în privința asta? Kolev zâmbește din nou. Relațiile dintre bărbat și femeie le-am studiat numai ca un capitol al fiziologiei. N-am manifestat și nu manifest interes pentru cazurile concrete. Și, în general, nu sunt un om curios. La fel ca și mine. De aceea ne și înțelegem atât de bine. Însă, evident că cunoașteți un număr considerabil de lucruri despre răpostatul Marinov. Nu suficient de multe cât să-ți fi făcut o părere clară despre individ. Dar ceea ce v-am spus e aproape tot ceea ce știu, fiindcă n-am întreprins o anchetă specială. Eu, după cum vedeți, sunt plătit pentru altceva. Iar alături, dacă ați observat, mă așteaptă destule paciente. Am înțeles aluzia și plec imediat. Doar ar urma o ultimă întrebare, în chip de concluzie. Rostind aceste cuvinte, dau și mai pe ceafă pălăria, ca să-mi subliniez și mai bine aerul degajat și să câștig și mai mult simpatia interlocutorului. Aprind o țigară nouă și mă fac și mai comod în fotoliu, spunându-mi mecanic că, iaca, ce altceva aș mai putea visa decât să zăbovesc cât mai mult în cabinetul doctorului, unde e cald și bine, și îmi pot odihni ciolanele murate. Kolev s-a ridicat între timp de pe colțul biroului, dar așteaptă răbdător. E vorba de Dora. Mie mi se pare totuși că ea este cea care se distrează cu ceilalți, pe când dumneavoastră spuneți că Marinov o utiliza drept distracție. Într-adevăr, dar totodată v-am spus că nu știu nimic în plus. În orice caz, în locul dumneavoastră n-aș judeca lucrurile după aparență. Dumneavoastră în locul meu și eu în locul dumneavoastră. Dumnezeu știe câte prostii am comite. Așa încât ar fi preferabil ca, în loc să inversăm rolurile, să dăm dovadă de mai multă sinceritate. Nu știu ce pasăre mi-a ciripit la ureche că Beva v-a încredințat mult mai multe lucruri decât mi-ați adus mie la cunoștință. Kolev se încruntă din nou. Fața îi se face aproape rea. Ascultă, inspectore, am spus adineauri că scuip pe principii, ceea ce înseamnă că scuip pe orice fel de principii. Dacă Dora, așa cum susții, mi-a încredințat într-adevăr ceva, vreo chestiune personală, aș fi un mizerabil dacă aș trâmbița în dreapta și în stânga. Cu atât mai mult, cu cât sunt absolut convins că ea nu are niciun amestec în moartea lui Marinov. Dora nu e decât o ființă nefericită, iar eu am încercat să o ajut în mod cu totul dezinteresat. Țin să subliniez ultimul cuvânt. Și dacă n-am reușit, e numai din cauza că am avut de-a face cu o ființă realmente nenorocită, căreia împrejurările i-au sucit capul. Explicația dumitale mi se pare numai puțin sucită. Sau mai știi, nu mă pot ridica eu la nivelul terminologiei dumitale. Sunt convins că va urma o izbucnire. Și nu mă înșel. Kolev ridică în sus mâna costălivă cu degetele rășchirate, de parcă ar solicita mărturia divinității însăși și se lansează într-un adevărat torent verbal. Cum e posibil să nu înțelegi niște lucruri atât de simple? Cum poți să consideri drept seducătoare obiectă victimă? O fetiță candidă, care a fugit de la niște părinți îmbâxiți de prejudecăți mic-burgheze, într-o familie unde singura perspectivă ce îi se oferea era de a sluji o viață întreagă ca bucătăreasă și fată în casă, care a venit la Sofia să urmeze o facultate, dar a căzut la examenul de admitere, care s-a lăsat amăgită de promisiunea lui Bev, un tontălău îndrăgostit.
Abia se dezmeticește și iată o încălcită, în plaza de minciuni a celuilalt erotoman. Încălcită până într-atâta că, deși îi se oferea posibilitatea de a urma un curs pentru surori de caritate, preferă să se lase ademenită de promisiunile mincinoase ale lui Marinov și dă cu piciorul unei profesiuni sigure și onorabile. Și Kolev continuă să peroreze în același spirit, trunchind frazele în accesul său de mânie și gesticulând cu mâna sa costelivă, de parcă mi-ar arunca în obraz fiecare frântură de frază. Când, în cele din urmă, termină, eu mormăi împăciuitor. Bine, bine, examenul medical s-a terminat. Puteți să vă îmbrăcați. Și părăsesc cabinetul în viteză spre a preîntâmpina o nouă izbucnire istericoasă. Afară, situația e neschimbată. Aproape nu plouă, ceea ce mă obligă să iau tramvaiul, deși urăsc transportul electric. Când mergi pe jos, merg și gândurile la oaltă cu tine. De cum te vâr la înghesuială, parcă și gândurile se înghesuie unul între altul. Își pierd avântul, se orientează către preocupări meschine, mic burgheze. De pildă că s-a făcut ora prânzului și, în consecință, ar fi momentul să iei masa. E adevărat că unii confrați ai doctorului Kolev sunt de părere că hrana fierbinte este profund dăunătoare stomacului. Dar tare aș vrea să-i văd pe deștepții ăștia cum s-ar mai strâmba dacă li s-ar servi ciorba sleită și varza cu carne de oaie rece de tot. Plăcere pe care eu am extrem de desparte pe lumea asta. Cobor în fața Palatului Justiției, trec încă o dată pe lângă Casa de Comerț, de data asta doar în tranzit, și mă strecor pe poarta Casei de Economii exact în momentul când un slujbaș se pregătea să o încuie. Sala e goală, dacă punem la socoteală funcționarele care ies de după ghișee, grăbite să se ducă să ia masa de prânz. Pe mine însă mă interesează un singur ghișeu, cel burdușit de bagnote, deasupra căruia târnă o tăbliță, casa. În beretul unei despărțituri din marmură, stă pe scaun bărbatul din fotografia pe care am văzut-o la familia Bev. Voinic, mătăhălos, cu o față binișor îmbătrânită, cu niște obraji de parcă ar umfla un balon. Dacă ne-am ghidat după expresia ei, am zice că tipul face parte din categoria oamenilor a căror unică desfătare este lectura necrologilor proaspăt afișate pe străzi. Mă postez cu modestie în fața ghișeului, dar omul e mult prea scufundat în socotelile sale ca să-mi acorde atenție. Când ridică în sfârșit capul, nici măcar nu mă onorează cu o privire. Casa e închisă, mormăie fălcosul și își ațintește privirea pe geam, de parcă eu acolo aș fi, pe pervaz. Cu atât mai bine dau eu din cap. A, va să zic că sunteți și spiritual. De data asta, Bev mi-aruncă o privire morocănoasă. Am spus, casa este închisă. Degeaba mai așteptați. Cât privește casa, am înțeles. Dar e vorba de dumneata. Ce mai faci? Și lipesc legitimația de sticla ghișeului. Fălcosul este vizibil încurcat, dar tot atât de vizibil este și că se străduiește să-și mascheze starea de spirit. Cu asta puteați să începeți, mărâie el cu aceeași voce funcționărească, dar parcă ceva mai îndulcită. Despre ce e vorba? Despre prietenul și vecinul dumitale Marinov. Omul e mort. Cum mort? Întreabă Bev, holbând ochii. Așa bine, în mod definitiv și irevocabil. Adre vorbind, în singurul mod posibil. De altfel, știu bine că ai aflat dinainte trista veste. Habar n-am avut. Ciudat. Ce e, mă rog, ciudat? Ciudat, fiindcă dumneata ai fost primul care l-ai văzut pe Marinov mort. Fălcosul se ridică în picioare de partea cealaltă a ghișeului. Problema este dacă ești ultimul care l-a văzut viu. Casierul s-a plecat spre mine. Ochii săi bulbucați se uită spre mine răvășiți. Stați puțin, eu nu știu nimic. Lasă-te de Iordane, Bev. Jocul ăsta e prea complicat pentru dumneata. Mai bine spune-mi ce ai căutat azi de dimineață, de vreme, în odaia mortului. Azi de dimineață, de vreme, în odaia mortului? Da, și lasă baltă trucul ăsta cu repetatul fiecarei întrebări pe care îl folosesc elevii din cursul inferior. Cei abonați la nota 2 când vor să câștige timp. Ai fost văzut. Există martori, așa că trebuie să vorbești. Omul simte totuși nevoia unei pauze ca să poată cântări situația. După care, fălcile solide se pun în mișcare. N-am intrat în cameră. Mă duceam la serviciu și am văzut că ușa care dă în grădina de iarnă e deschisă. La fel și ușa de la cameră. Chiar m-am mirat că Marinov le-a lăsat vraiște pe o vreme urâtă ca asta. Am tras cu ochiul. L-am văzut. Dormea. Am închis ușile și am plecat. Asta a fost tot. Dormea într-o poziție destul de incomodă. Casierul și-a recăpătat în oarecare măsură siguranța de sine. Este destul de satisfăcut de povestea pe care a inventat-o. N-am dat atenție poziției.
Fără să-l pierd din ochi, scot o țigară și o aprind. După cum n-ai dat probabil atenție, nici manifestărilor de simpatie ale decedatului față de soția dumitale. Bev mă fulgeră cu privirea, apoi iarăși lăsă ochii în jos. Pe fața lui flutură un zâmbet care se vrea disprețuitor. Minciuni și bârfe. Marinov era afemeiat. Asta o știe o lume întreagă, dar nu întrecea măsura. Simpatie? Dacă e vorba de simpatie, o manifesta mult mai degrabă față de aia, studenta. Dar se spune că și pe soția dumitale o copleșea cu atenții. Prostii, câte un mic cadou acolo. De exemplu, o mai țin minte, câte o pereche de ciorapi, ori un combinezon. Nu ți se pare, observ eu malițios, că aceste articole de galanterie sunt niște cadouri destul de intime? Când cineva se îmbracă într-un combinezon, nu este exclus ca într-o zi să-și exprime dorința de a te și dezbrăca de el. Pe mine nu m-am îmbrăcat în combinezon, mă întrerupe Bev furios. În privința asta te cred fără ezitare. Admit chiar că dumneata în combinezon ai arăta în așa hal încât cine te-ar vedea nu ar dori să te dezbrace, ci din contra, s-ar grăbi să te acopere cu o pătură. Dar noi vorbeam de soția dumitale. Lăsați-mi nevasta în pace, mărâie de data asta foarte supărat casierul. Ați întrecut orice măsură. Îmi dau și eu seama, dar sunt cazuri când n-ai încotro. De exemplu, după ce ți s-a servit o poveste de genul celei pe care mi-ai servit-o, fără rușine din aur. Am tras cu ochiul, am închis ușile ca să nu răcească și m-am retras în vârful picioarelor. Sau vorba lui Cezar. Am venit, am văzut, am plecat la serviciu. Bev se părea că abia acum a înțeles că povestea inventată de el nu ține. Tremurând de enervare, se aplecă din nou peste ghișeu. V-am spus adevărul adevărat. Dacă vreți să insinuați că aș avea ceva comun cu moartea lui Marinov, păi stai, liniștesc eu. N-am ajuns încă acolo. Pune mai bine, unde te aflai în momentul când s-a produs moartea? Casierul deschide gura să răspundă, când, deodată, întrevede cursa care îi se întinde. Nu știu la ce moment vă referiți, mormăie el. Atunci, spune-mi așa, în general, unde ai fost azi noapte? Cu niște prieteni. Adică, cu un prieten. Numele și adresa persoanei? Ivan Costev, strada Svetla, numărul 4. Unde lucrează? E pensionar. Telefonul? Nu are telefon. Mă plec peste ghișeul lui, proptindu-mi amândouă palmele pe placa de marmură. Ochii, întunecați ai celuilalt, înconjurați de un alt gălbui murdar, sunt la o palmă de-ai mei. Atunci, cum o să-i comunici ce să-mi spui mie? Strada Svetla e destul de departe de aici, nu-i așa? Sau poate ai și luat legătura cu el. Când ai vorbit cu el? Înainte de a veni la serviciu? Apropo, la ce oră ai venit la serviciu? Seria de întrebări este într-adevăr exagerat de lungă pentru un om ca Bev, care a nevoie formulează răspunsurile chiar la întrebările adresate una după alta. Singurele care îl ajută să-și organizeze apărarea sunt interjecțiile, crâmpeile de vorbe inofensive, fără însemnătate și mai ales răspunsurile repetate. Nu, doar v-am spus, cu un prieten. Ce să-i comunic? Eu? Nu, ca de obicei. Nu fac niciun efort să-l ascult, nici să-l antrenez în minciună. Important e să-l fac să înțeleagă singur că din minciunile lui străvezi s-a ales praful. Dacă mă gândesc bine, nici asta n-are cine știe ce importanță. Ciorba și carnea de berbec cu varză au corespuns într-un totul așteptărilor, slăite de-a binelea. Îmi dreg gustul rămas în gură cu o țigară și urc în birou. Aprind lumina și mă uit cu melancolie la becul chior. Dincolo de geam, semi-întunericul după amiezii de iarnă e pe cale să se preschimbe în întuneric besnă. Ploaia care a mai adunat puterii zbește în fereastră, la fel ca de dimineață. O bucată de vreme, rămân în contemplarea veselei imagini a chipului meu reflectat pe veselul fond al vremii de afară. Numai că de dimineață și până acum au avut loc niște evenimente mărunte, drept care pun mâna pe telefon. Dau un telefon aici, un telefon colo și încet, încet simt cum se înfiripă în mine un sentiment de siguranță, încercat de orice șofer, când urechea îi percepe că motorul merge cum scria la carte. Mașina s-a pus în funcțiune. La tot felul de servicii și în diverse colțuri ale orașului, culegerea datelor a început. La celălalt capăt al firului se perinde oameni pe care îi cunosc bine și pe care mă pot bizui. Ei, da, și despre trecut și despre prezent. Ce privește viitorul, nu mă interesează. Ce glumă? Nu glumesc de fel. Și despre ceilalți doi, tot ce se știe despre ei. Și mai repejor, bine?
Pe vremuri, mari pionieri ai disciplinei noastre se aruncau cu mâinile goale în vâltarea criminalisticii. Luptă corp la corp, intuiție, urechea la broasca ușii și mâna pe trăgaci, de pumnii aplicați direct la bărbie, nici nu mai vorbesc. Pe când acum, birocrație s-a dea. Ai nevoie de unele informații, te adresezi departamentului respectiv. Așa e cum vă spuneam. Dacă se găsește careva să spună că profesia de inspector criminalist e prin definiție romantică, dați-l pe mâna mea. Și becul ăsta chior cu cei 40 de vaței lui. Din vreme în vreme, când mă uit la el, mă apuc amocul. Nu, nu se mai poate. Trebuie să dau chiar acum ordin să-l schimbe. Însuflețit de această lăudabilă intenție, mă ridic de pe scaun și mă îndrept spre ușă. Dar în aceeași clipă, ușa se deschide și în prag se ivește locotenentul. Sunteți chemat de tovarășul colonel. Chiar mă pregăteam să mă duc la el. A aranjat ceva cu ceanura de potasiu? Aranjat. Mâine voi avea lista tuturor persoanelor care au primit ceanură cu repartiție în ultimul an. În timp ce îți străbat coridorul, mă gândesc că atunci când te cheamă șeful la el, nu o face neapărat cu intenția să-ți ofere trandafiri. De fapt, odată s-a întâmplat și minunea asta. Intru și ce să vezi? Pe biroul șefului un buchet de trandafiri. În realitate, era un corp delict. Candidul criminal își ascunsese revolverul printre flori. Dar, mă rog, de ce trandafiri? Gladiolele sunt mai ieftine. Chestiune de gust. Ei, ce noutăți, zice șeful, indicând un fotolul chiar de lângă birou. E formula sa invariabilă. Ca întrebare lipsită de sens. Un fel de bună ziua, fiindcă orice noutate i-a ajuns dinainte la urechi. Îi prezint totuși în două cuvinte faptele. Apoi mă apuc să expun câteva variante. Colonelul mă ascultă cu atenție, de parcă pentru prima dată ar auzi cum e condusă asemenea acțiune. Eu în locul lui, precis ca și mormăit. Dă-i drumul, dar pe scurt. El însă ascultă cu luare aminte și, ca de fiecare dată, am sentimentul că pândește partea slabă a versiunii mele. În general, spun, greutatea în cazul de față nu constă în descoperirea mobilului, ci în stabilirea celui care a operat. Până acum există 4 făptași posibile ai crimei, iar până diseară numărul lor s-ar putea ridica la 6. Omul ăsta numai de dușman a dus lipsa. Șeful dă din cap și împinge către mine cutia de lemn plină cu țigări. El nu fumează, ceea ce nu îl împiedică să-și aducă aminte, deși cu întârziere, că sunt și fumători pe lume. Exact ca în cazul acela de falsă sinucidere de la ruse, observă șeful. Întocmai confirm eu, trăgând la cum împiet primul fum. Absolut la fel, numai că oarecum diferit, râde șeful, mulțumit că m-a prins cu ceva. Deosebire există întotdeauna, spun, chiar și între gemeni. Da, dar aici mi se pare că e ceva mai mult. Sunt sigur că observi și tu deosebirile. Până în momentul de față, evident, ai suficiente motive să bănuiești o persoană sau alta, dar ești încă departe de a avea certitudini. Să admitem că Marinov a fost otrăvit. În acest caz, criminalul ar fi putut foarte ușor să însceneze o sinucidere, luând pur și simplu cu el cel de-al doilea pahar. Pe de altă parte, povestea e veche. Se poate întâmpla și invers. Sinucigașul, din anumite rațiuni personale, urmând să-l inducă în eroare pe anchetator, să-l facă să creadă că n-a fost sinucidere, scoate frumos din bufet un al doilea pahar. O posibilitate minimală, totuși, o posibilitate. Nu mi se pare plauzibilă. Nici mie, ridică din umeri șeful. Dar ai înțeles desigur de ce sugerez aceste lucruri. Cu riscul de a părea nu prea inteligent, îmi țin gura. Șeful se ridică încet din dărătul biroului. E un bărbat înalt, nițel adus din spate, doar cu puțin mai în vârstă decât mine, cu toate că pe epoletul imaginar poartă 2 steluțe în plus. O singură stea, spune cineva mai grăbit, deoarece până la următoarea mea avansare nu mai am de așteptat decât câteva luni. Dar, cum pe mine personal diferența de steluțe nu m-a deranjat niciodată, eu spun 2. Una, zic eu, îi se cuvine pentru răbdarea cu care ascultă și încearcă să pătrundă în esența problemei. Iar a doua, pentru priceperea cu care coordonează diversele noastre anchete, ocupându-se concomitent de toate. Șeful face câțiva pași prin încăpere, părând că își caută cuvintele. Lucru cu totul neobișnuit pentru el. Apoi se rează-mă cu spatele de fereastră și ațintește asupra mea privirea aceea, rezervată exclusiv discuțiilor în afara orelor de serviciu. Frățioare, chestia e că unii dintre noi, fiindcă an de-a rândul au scormonit în gunoi și fiindcă și astăzi sunt nevoiți să o facă, s-au deprins să caute peste tot mârșăvia cea mai neagră posibilă. Chiar și atunci și acolo unde nu există. Într-un cuvânt, au devenit exagerat de bănuitori.
E și asta un fel de deformare profesională. Bineînțeles, nu e vorba numai de o problemă moral-psihologică. Chestiunea are și o latură strict operativă. O susceptibilitate excesivă nu numai că nu este necesară, cum își închipuie unii, ci din contră, poate genera foarte ușor eroarea, în ultimă instanță, și te împiedică să întrevezi rezolvarea justă a unui caz. Continui să tac. Nu pentru că nu înțeleg și nici pentru că n-aș fi de acord, ci pur și simplu fiindcă mă străduiesc să apreciez în ce măsură observația este valabilă și pentru mine. Așa este? Întreabă șeful, privindu-mă cu ochii săi calmi și spălăciți. Așa e. Dar mărturisesc că, în momentul acesta, nu sunt capabil să-mi dau seama în ce măsură sunt eu însumi deformat sau nu. El zâmbește. Ia-o nu ca pe un fapt, ci ca o posibilitate. Apoi, chipul său își reia expresia oficială. Nu știu de ce. Am impresia că, în cazul de față, te-ai oprit cam devreme la o anume variantă. Se înțelege că soluția nu se găsește în buzunarul meu și admit că s-ar putea ca în final să ai dreptate. Dar eu a zice să acționez fără idei preconcepute. Când mă întorc la mine, îl găsesc acolo pe medicul legist, instalat cât se poate de confortabil la biroul meu. A, ai binevoit să-ți faci apariția, spun eu pe un ton acru, fiindcă încă sunt sub impresia discuției avute cu colonelul. Paganini al autopsiilor își freacă mâinile în semn că este frig, fără să ia câtuși de puțin în seamă proasta mea dispoziție. Omul ăsta are un talent deosebit de a nu da atenție laturii neplăcute a vieții. E cam frig la tine, flăcăule. Am înghețat. Ce-ar fi să ne încălzim cu câte o țigară? Oftez din rărunchi și arunc pe masă pachetul cu țigări, al doilea pe ziua de azi. Pacienților tăi le e și mai frig și nimeni nu le oferă țigări. E, hai, dă-i drumul. Spune, cu ce noutăți ai venit? Amicul nu se sorește cu răspunsul. Scotocește fără rușine prin pachet ca să-și găsească o țigară mai moale, o freacă între degete, cere din privire un chibrit, aprinde fără grabă, și abia după ce trage vreo 3 fumuri, binevoiește să observe. Deocamdată n-am stabilit nimic definitiv. După cum am spus de la început, moartea a survenit cam pe la miezul nopții. Analiza otrăvincă nu e terminată, dar nici ea nu va face decât să confirme constatarea mea. Cianură de potasiu. Amintirea ta din copilărie. Altceva. Autopsia a stabilit consumul sistematic și abundent de alcool. Lucrul ăsta îl știam și fără autopsie. Și încă ceva. Dar nici aceasta nu e o noutate pentru generalul inspector, căreia nimic nu-i scapă. Cancer la plămâni. În sfârșit ceva pozitiv. Într-o atât de pozitiv, încât rezolvă problema dintr-un foc și pune capăt anchetei. Închide Paganini și, umflându-se în pene, se înfundă și mai adânc în fotoliu. Îi pune capăt. Dacă spui tu, mormă eu privindu-l distrat. Nu văd ce-i putea face altceva mai inteligent. Omul era bolnav de cancer. S-a convins de asta și a înghițit cianură de potasiu ca să evite durerile crizelor. Cazuri de-astea au fost destule. Dar al doilea pahar, îl uiți mereu. Dacă te obsedează chiar atât de mult, dă-l tu pe gât și pune punct. Al doilea pahar, o fi vizitat înainte de asta vreun prieten și s-au cinstit și ei, ca oamenii. Cine a hotărât să se sinucidă, n-are chef de musafir și de tratație, spun eu, nu atât pentru Paganini, cât pentru mine. În aceeași clipă, medicul legist, fulgerat de o idee, se ridică și începe să peroreze triumfător. Stai, am prins firul. Prietenul acela era medic. S-au întâlnit să bea un păhărel, dar în timpul vizitei, ăla, Marinov, l-a tras cu dibăcie de limbă și a aflat adevăratul diagnostic. Apoi, îndată ce medicul a plecat, bolnavul, deprimat, a înghițit cianură de potasiu. Ai să mă aduci la sapă de lemn, tu cu variantele tale, urmăie obosit. Ai să-mi iei locul. Nu o să fie teamă, mă liniștește Paganini. Un loc atât de rece n-am jinduit niciodată. Și, ca să nu te plângi, poftim, își cedezi versiunea mea pe gratis. Dă-mi tu mie certificatul de autopsie, iar varianta țin-o pentru tine. Sau nu, stai. De data asta sunt eu străfulgerat de o idee. Mă plec peste birou și îl înșfac pe Paganini de umăr. Măi, drace împielițat, cum s-a putut naște în capul tău găunos toată povestea asta? E clar, tu ești medicul cu care a băut Marinov. Între timp, cum se spune și în procesele verbale, s-a terminat și ziua de lucru. Părăsesc direcția miliției, ceea ce nu înseamnă că trebuie să trageți concluzia pripită că și ziua mea de lucru a luat sfârșit. Eu și cu cei de-o seamă cu mine constituim excepțiile. Noi, ca să zic așa, lucrăm în acord. Câtă vreme nu-l avem pe criminal în batistă, nici vorbă de odihnă. Merg prin ploaie, cuprins de melancolie.
Melancolia mi-o provoacă gândul la casa bătrânească, dar nu mă refer la cea în care m-am născut. Oh, nu, întreagă-ți spus, nici nu mai țin minte, ci la cealaltă, cea în care a trăit Marinov. Când intru în curte, întunericul s-a lăsat de-a binelea. Un vânt puternic apleacă spre pământ crengile castanilor, dar acest detaliu de atmosferă îl percep mai degrabă cu urechea decât cu privirea. Becul de deasupra intrării e aprins. Katia, înălt cu sacoșa de piață, tocmai iese pe ușă. A, tovarășul șef!" strigă femeia cascadă, de parcă apariția mea ar fi însemnat împlinirea celor mai frumoase visuri ale ei. După cum vedeți, mă duceam să târguiesc câte ceva." Târguiți? Nu vă deranjați. Voiam doar să o văd pe nepoțica dumneavoastră. Să îndeplinesc o simplă formalitate." Îmi spunea mie ceva că o să treceți pe la noi. De asta i-am și spus să nu plece." S-ar putea să te caute șeful," i-am zis. E un om grozav de cum se cade, tovarășul care conduce ancheta." Da, ai cu cine te înțelege. Tinerii de astăzi nu stau pe acasă nici să-i pici cu ceară. Și-a făcut manicura, s-a fâțit cât s-a fâțit în fața oglinzii și iau de unde nu-i. Nu de puține ori, când stau de vorbă cu Mara, îi spun, Maro, draga mea, să știi că ăștia de astăzi... Scuzați-mă că vă întrerup, dar nu vă amintiți pe la ce oră a venit aseară acasă tovarășul Dimov? Ochii femeii se fac mici și, ca să zic așa, ai dracului. Ea se apleacă confidențial la urechea mea. Tovarășul Dimov, ci că ar fi fost azi noapte la Iambol. La toți ne-a spus așa. Dar asta să-i o spună lui Mutu. Cine e acasă și cine nu e, asta o știu eu mai bine ca oricine. Fiindcă toți, când se întorc acasă, trebuie să treacă prin dreptul ferestrucii mele. Așa că le văd picioarele. Iar azi noapte am văzut picioarele lui Dimov trecând prin fața gemulețului meu. Era destul de târzior. Înainte sau după miezul nopții? A, înainte, absolut sigur. Fiindcă ceva mai târziu, după ce am văzut picioarele prin gemuleț, am sculat să beau apă și ceasul nu era încă 11 și jumătate. Se pare că nu aveți un somn prea liniștit. Păi, la anii mei, tovarășe șef, somnul așa e. Ba dorm, ba nu dorm, nici tu nu mai știi. Da, spuneți-mi, n-ați auzit nimic deasupra, adică nu de-aia lui Marinov. Femeia se uită lung la mine, de parcă ar căuta să-și dea seama dacă n-a trâncănit cumva ce nu trebuie, după care spune șovăind, țuguindu-și buzele groase. Nu, absolut nimic. Dacă-și fi auzit, v-aș spune. De ce nu? Bine, bine, o liniștesc eu. Tovarășii Kolev și Slavov s-or fi întors acasă? Doctorul e acasă. Tovarășul Slavov e și el. Iar de mine, dacă mai aveți nevoie, mă întorc într-o clipită. Numai de n-aș întâlni eu pe Mara. Știți, prietena mea. E o femeie foarte de treabă, tovarășe șef, dar și o limbută fără pereche aici. Eu n-a zice că-s chiar tăcută din fire, mă știu eu, dar Mara, prietena mea, chiar că le întrece pe toate cutmetrele. Mai că trebuie să o înțelege și pe ea, că doar știți cum era pe vremuri. Toată ziulica alergătură și roboteală, de simțeai picioarele frânte de atâta tevatură. Și când să rămâi și tu să mai răsufli, ce, parcă venea cineva să te ducă la cinema ori la cofetărie, cum fac bărbații de astăzi? Pe dracu! Altă distracție n-aveai decât să ieși până în uliță, să-ți provoiești și tu cu vecinele, că doar nu te costa niciun ban. Cobor treptele spre subsol și mă gândesc la ultimele cuvinte ale cumetrei. Mi-aduc aminte de mahalagioi cele de pe vremuri, sunt pe scăunele în fața porților și trebuie să convin că viața unei femei nu era prea veselă, dat fiindcă singura ei plăcere era sprovoiala, care, vorba ei, nu costa niciun ban. Se înțelege că asta nu constituie o scuză pentru o femeie pe care o vezi câte minte de la obraz. Becul de la subsol abia licărește. În dărătul ușii lui Kolev se aude o voce de bărbat și una de femeie. Discuția pare interesantă. Dar cum am fost întotdeauna de părere că a trage cu urechea e un lucru nedemn, bat la ușă cu fermitate. Ușa se întredeschide, făcând loc capului doctorului. După expresia feței, înțeleg că numai de oaspeți nu-i arde. Tot eu îl informez în mod inutil. Scuzați, la ce să-i faci? Meserie-i meserie. Vă înțeleg, dă din cap rece Kolev. Și meseria mea e la fel, muncă nenormată. Din păcate, în momentul acesta nu sunt singur. Știți, am o rubedenie în vizită. Voiam să precizăm un mic amănunt, dar dacă e așa, să lăsăm pentru mâine, spun eu, împăcat cu situația. Doctorul stă la îndoială. Să intre în casă, ori să iasă. Apoi face un pas înainte și trage ușa în urma lui. Dacă e vorba numai de un minut, mă tem însă ca nu cumva să repeți vizita exhaustivă de dimineață. Nici o grijă. De data asta n-am să mă dezbrac. Scoți țigările. Aprindem fiecare câte una. Ei? Îmi dă ghes Kolev, nițel nerăbdător.
Dacă nu mă înșel, mi-ai spus azi dimineață că răposatul era un om zdravân ca piatra sau ceva în genul ăsta. Într-adevăr, era perfect sănătos. Numai că ai omis să-mi spui că blocul dumitale de granit avea cancer. Cancer? Colef pare surprins. Mi-arunc din cale afară. Ei da, cancer. Probabil că dumneata ești adeptul unui curent în medicină care consideră cancerul o simplă indispoziție trecătoare a organismului. Cu toate astea, s-ar fi cuvenit să amintești și acest amănunt. Cum aș fi putut aminti un amănunt care nu mi-era cunoscut? Presupun totuși că Marinov a discutat cu dumneata despre cancer. Așa, în general, ori chiar despre cazul său particular? Niciodată. Glasul este categoric. Expresia feței sale uscățivă de asemenea. Și nici nițică o travă nu ți-a cerut niciodată? Să zicem, ceanură de potasiu. Sau altceva. De unde și până unde? Așa cum ți-am mai spus, el otrăvea mediul ambient fără să se slujească de preparate speciale. Am înțeles. Dar în cazul de față e vorba nu de mediul ambient, ci chiar de el. La aceste cuvinte, ușa din dărâtul lui Colev se deschide brusc. În prag apare Rubedenia, o fată zveltă cu o mutrișoară drăguță, dar și nemulțumită, ca să fiu exact. Mi-aruncă o privire întreagă și spune: A, aveai musafiri. Mă întrebam unde ai dispărut. Tovarășul este inspector de miniție, lămurește Colev, nu prea încântat de apariție ei. Apoi, amintindu-și de codul manierelor elegante, mormăie: Îmi faceți cunoștință. Ne dăm mâna. Dumneavoastră tot în ginecologie activați? O întreb. În domeniul biologiei, dacă acest lucru poate să intereseze miliția, zâmbește ea. În domeniul biologiei. Până nu de mult, o femeie frumoasă devenea în mod automat artistă de cinema, iar acum, ca să vezi, lucrez în biologie. Unde am ajuns, Dumnezeule? Nimic nu e ireparabil, zâmbește din nou femeia. Dacă găsiți ceva potrivit pentru mine în cinematografie, puteți să mă anunțați oricând. Dă ușor din cap și dispare din nou după ușă, urmărită de privirea insistentă a lui Colev. Omul ăsta, pe semne că e foc de gelos. Simpatică colegă, fac eu galant, pe deasupra și rudă. Nu prea seamănă cu dumneata, dar e simpatică, orice s-ar zice. Gândurile dumitale am impresia că au luat o razna, s-au abătut de la preocupările de serviciu. E, ce să-i faci? Cherche la femme, cum spun franțuzii, când se apucă să debiteze banalități. Dar să ne întoarcem la ale noastre. Ce alt medic mai consulta Marinov? Din câte știu, niciunul. Nu era el omul care să arunce banii pe doctori. În plus, nu avea nici motive. În afară de cancer. Ți-am mai spus, nu cred că știa că are cancer. În orice caz, mie nu mi-a împărtășit o asemenea temere. Mare, ipoteza sinuciderii cade, mormăi eu, țipurile pentru mine. Ce-ai spus? Pur și simplu, gândesc cu glas tare. Ca în romane, ori ca la Balamuc. Tu-ți pui întrebarea și tot îți răspunzi. În cazul ăsta, se pare că am devenit al treilea colocutor. Și inutil pe deasupra. Întocmai. Exact, dau eu din cap. Nu te la rubedenia dumitale. Rudele nu prea-și poartă ele de grijă una alteia, dar folosesc și ele la ceva. Spunând aceasta, fac stânga împrejur și mă îndrept spre camera lui Slavov. Ciocănitul meu în ușă nu produce niciun efect. Apăs pe clanță și ușa se deschide. În încăpere nu e nimeni, dar într-o nișă acoperită cu o perdea de nailon se distinge clipotitul unui duș în funcțiune. E cineva aici? Întreb, deși e evident că există. Numai o clipă, se aude de după perdea o voce înăbușită. Așteptați-mă în cameră. În fața ochilor mei se află un pat pe care i-a șternut o covertură de o curățenie ireproșabilă. Mă așez și aștept. Patul e moale și mi-au permisiunea să mă întind pe el. Se dau pălăria mai pe frunte, în scopul asigurării unei odihne mai plăcute, și s-a prins și o țigară. Camera nu e luxoasă, dar e intimă. Gazda se pare că a avut ambiția să-mi demonstreze că și un celibatar e un om. Niscava-i planuri modeste, urzesc și eu relativ la camera mea. Le am îndocamdată, în așteptarea rezolvării unei mici probleme personale. Care problemă? Cred că am amintit lucrul ăsta și a avut începutul pe un ring de dans. Dau capul pe spate și în timp ce fumez în această poziție, cu ochii la nișa în care se află dușul, seama, mai mult sau mai puțin conștient, că zgomotul dușului se preschimbă pe nesimțite în vuietul mării și în sunetele unui tango nițel cam demodat. Marea vuiește acolo jos, în întuneric, iar eu dansez cu ea pe terasă și, ca să-i abat atenția de la jalnicul meu stil coregrafic, o întrețin despre tot felul de fleacuri. În cele din urmă, mi se face rușine și propun să ne întoarcem la masa noastră. Vezi, nu sunt în stare să o scot la capăt nici măcar cu un tango.
Da, nici nu dansez chiar atât de prost, spune ea cu mărinimie, în timp ce ne reluăm locurile la masă. În toate e nevoie de puțină deprindere. Ei bine, eu nu am deprinderea necesară, nici pentru dans, nici pentru odihnă, mormăie eu cu oarecare jenă, sentiment care mi-e altfel aproape necunoscut. Se pare că la mine coloana vertebrală s-a cam strâmbat în procesul muncii. De pildă, mă uit la șervețelul ăsta nevinovat și mi-aduc aminte de șervețelul cu care un sadic din Burgs a înfundat gura nevestisii înainte de a o înjunghia. Sau, iată, sticla asta banală. Eu văd o altă sticlă, exact ca asta, dar în care vinul a fost amestecat cu piatră vânătă. Sau furculița asta. Dumitare cu siguranță că nici prin cap nu-ți trece că o furculiță poate servi și la altceva decât la consumarea fripturii de vițel din farfurie. Ei bine, acum un an, la Pleven, ești îngrozitor, mă întrerupse ea. Sau ești pur și simplu obosit. A, nu, mă simt foarte bine. Dar adevărul e că mi s-a cam strâmbat și raspinării. Dar trebuie să ai și dumneata viața dumitare personală. Ar trebui, zic eu. Teoretic, ar trebui, dar mă tem că n-am. Noi ne ridicăm ca să ne plimbăm și difuzorul ne trimite de departe melodia sa în surdină, iar marea vuiește în întuneric. Ca să ne întoarcem la realitate, se cuvine să facem un salt considerabil de la plaja nocturnă la camera de celibat a inspectorului. Un pat răvășit, volumele de medicină legală pe dușul meu, șifonierul cu ceva lenjerie curată și foarte multă murdară și cu, atenție, atenție, un obiect vestimentar absolut nou, uniformă, pe care inspectorul n-a îmbrăcat-o niciodată și pe care nu se știe dacă o va îmbrăca vreodată. Dacă renunțăm să luăm în considerare acea ultimă împrejurare, oficială și oarecum tristă, cei apropiați, în semn de mulțumire că ai manifestat atâta solicitudine față de nu mai se știe câte cadavre necunoscute, se îngrijește să-l ferghezuiască pe al tău. Gândul scurtimii vieții noastre mă determină să aprind o nouă țigară. Mă ridic de pe patul cel atât de ospitalier și pornesc să mă plimb prin cameră, ceea ce îmi dă putință să apreciez mai concret atmosfera în care mă aflu. O încăpere, precum se știe, este oglinda celui care o locuiește, numai că trebuie să ai priceperea de a descifra cu exactitate imaginile reflectate. Trebuie să fi trecut prin sute de camere ca să poți dintr-o ochire să pătrunzi din combinația de obiecte moarte caracterul și aspectul exterior al omului respectiv, înainte de a-l fi văzut la față. În cazul nostru, Gheorghe Slavov. Patul e scurt, înseamnă că e scund de statură. La chiuvetă e rânduit un set întreg de obiecte de toaletă. Grijuliu, deci, în ceea ce privește aspectul și ținuta. Dintre obiectele de toaletă lipsește pieptenul. Cu siguranță că e chel. Peste tot e o ordine meticuloasă, fără doar și poate, un celibatar în vârstă cu tabieturi de fată bătrână. Perdeaua se dă deoparte și din nișă își face apariția un bărbat înalt, cu un păr negru des, înfășurat în un prosop alb ca zăpada. Tovarășul Slavov? Scuzați-mă că am venit la ora nepotrivită, dar era necesar să vă văd. Nu face nimic, dă din cap cu amabilitate bărbatul înfășurat în prosop. Cu ce vă pot fi de folos? Vă nu-i desigur despre ce e vorba. Am venit în legătură cu cazul Marinov. Sunt de la miliție. Care caz? După cât se vede, nu prea sunteți la curent. Marinov a fost găsit azi dimineață otrăvit în camera sa. Slavov bolborosește câteva cuvinte pe care nu le înțeleg, care nu par a fi de compasiune. Nu vă văd deloc mișcat. Deloc, recunoaște inginerul. Ba chiar din potrivă. Da, chiar din potrivă, cade el de acord și chiar cu plăcere. Vedeți ceva straniu în asta? În profesia mea nimic nu e straniu în afară de necunoscut, iar în cazul pe care l-anchetez, sunt o sumedenie de necunoscute. Nu știu cu ce aș putea să vă fiu de folos. Nu sunt de fel la curent cu cele întâmplate. Nu vă faceți griji în privința asta. Niciunul dintre locatari nu e la curent. Ce mă interesează pe mine sunt niște lucruri cu totul banale, cunoscute cu siguranță de toți. Dacă e așa, de ce vă adresați tocmai mie? Colev e și el acasă, așa cred. Da, dar el e ocupat în clipa asta. Cu biologia, bănuiesc. A primit vizita unei specialiste în această disciplină, care presupun că îl inițiază în studiul evoluției speciilor. A, Eftimova. Aluziile dumneavoastră sunt deplasate. E logodnica lui. Eu am auzit chiar fi rudă. În sfârșit, ce-mi pasă mie? Atunci, să ne ocupăm de ceilalți vecinei dumneavoastră și, dacă îmi permiteți, să luăm loc. Scuzați-mă, aproape căroșește Slavov, ar fi trebuit să vă propun eu asta. Ne așezăm și eu mă întorc la problema care mă interesează, dar inginerul Slavov nu face decât să repete. Nu sunt la curent cu cele întâmplate, nu am legături cu vecinii.
Cu absolut nimeni, insist eu. Aproape cu nimeni, precizează Slavov. Aproape sună ceva mai încurajator. Cum se numește excepția? Dora sau Jana? Întrebarea dumneavoastră e destul de neprotocolară, zâmbește inginerul. Atunci să o luăm prietenește. Dora sau Jana? Jana, dar asta mai de mult. Acum nici nu ne mai cunoaștem. E regretabil să rupeți în felul ăsta contactul cu lumea. Pariez că v-aș certa din cauza lui Marinov. Să le sunt cu totul altele. Marinov n-are nicio legătură cu ruptura dintre noi. E vorba pur și simplu de o prietenie desfăcută datorită unor divergențe de vederi și de gusturi. Vorbind, e de pe masă scrumiera și mi-o întinde de teamă ca nu cumva să scap pe jos scrumul. Bine, bine, fac eu. N-am de gând să intru în amănunte intime. Veți fi totuși de acord că pentru mine important e să știu dacă Marinov a întreținut unele legături cu Jana sau nu. În ultima vreme, Marinov îi cam trăgea clopotele Janei, dar nu cred că a avut succes. Ce vă face să credeți lucrul ăsta? Ce mă face? Faptul că totuși o cunosc oarecum pe Jana. Fata asta poate că nu procedează totdeauna rațional, dar după cheful ei, totdeauna. Iar ca o fată care să accepte avansurile unui bătrân ca Marinov, vă dați seama și dumneavoastră. Dar tanti Katia, ce atitudine avea în legătură cu această problemă? Întreb eu, stingând țigara și aprinzând alta. Nu știu. Vă rog să mă înțelegeți. Doresc sincer să vă fiu de folos, dar piața oamenilor din casa asta chiar că nu m-a interesat niciodată. Bine, să lăsăm asta. Cine a fost aseară în camera lui Marinov? N-am idee. Totuși, trebuie să fie auzit cel puțin pași, spun eu, ridicând privirea spre tavan. Camera dumitale și aceea Katiei se află exact sub locuința lui Marinov. Ce fel de pași au fost? De bărbat sau de femeie? Slavov a ridicat și el ochii pentru o clipă spre tavan, apoi și îndreaptă repede în altă direcție. N-am fost atent. Întrebați-o pe Katia. Ea are o ureche mai versată pentru astfel de treburi. Mersi pentru idee. Fără doar și poate că îmi va fi de mare folos. Dar deocamdată întrebarea ți-am adresat-o dumitale. Încă veni vorba. Ce-ai făcut în timpul respectiv? Că în care timp? De exemplu, între orele 10 și miezul nopții. Slavov dă din umer și arată masa din colț încărcată de planșe. Am lucrat. Apoi m-am culcat. La ce oră te-ai culcat? Nu mi-amintesc exact. Văd că omul e din ce în ce mai stingherit din pricina încăpățânării sale. Trebuie să-l ajut. Nu se poate să nu-ți amintești. Ești un om ordonat, Slavov. E suficient să arunc o privire prin cameră ca să constat cât ești de ordonat în toate. Pariez că te culci la oră fixă, că te scoli la oră fixă. Pariez că astă noapte n-ai avut urechile înfundate cu vată. De ce mă minți? Fața lui Slavov capătă o expresie suferindă. Dumneavoastră, de ce vreți să vă dau răspunsuri precise despre niște lucruri de care nu sunt sigur? Știți foarte bine că o afirmație făcută la întâmplare poate ușor să ne norocească un om nevinovat. O ai în vedere pe Jana? Nu am deloc în vedere pe Jana, răspunde repede Slavov. Jana e incapabilă de o asemenea faptă. Atunci, revizuiește-ți memoria și răspunde cinstit la întrebările mele. Am spus doar, nu mi-amintesc exact. M-am culcat probabil pe la 12, încă de obicei mă culc pe la ora asta. Toate că nu mă uit la ceas, cum credeți dumneavoastră. Cu jumătate de oră sau cu o oră mai înainte, într-adevăr, s-au auzit sus niște pași. Clar, nu le-am dat atenție și nu pot spune ce fel de pași erau sau câte persoane au fost. Eu, după cum vedeți, lucrez. Iar când lucrez, sunt absorbit de lucru. Bine, fie și așa. Voi fi nevoit să o întreb pe Jana. Poate că ea a auzit ceva mai mult decât dumneata. Nu cred, zâmbește sceptic Slavov. Ea face parte dintre acei oameni care se află acasă după miezul nopții, numai când au gripă. Vrei să spui că n-are rost să mai aștept nici în seara asta? Evident. La ora asta, mai mult ca sigur, își omoară timpul la Varșovia sau la Berlin, iar omorarea timpului, după cât am auzit, e o treabă de durată. Scuză-mă, la dumneata totdeauna e așa de aranjat în cameră? Îmi scapă întrebarea fără nicio legătură cu discuția. Cum așa? Așa, în fiecare lucru la locul lui. Cu alte cuvinte, niciodată nu ți s-a întâmplat să-ți cauți papucii? Slavov mă privește încurcat. De ce să-i caut când știu unde sunt? Exact asta am și vrut să aud. Întrebarea a fost cu totul neoficială. Spor la lucru. Și cât pe ce să uit? Sper că ți-a prit baia. Varșovia sau Berlin? Varșovia s-a dovedit a fi mai aproape, la fel ca și pe hartă, așa că intru acolo. Localul, după cum era și de așteptat la ora asta, e foarte însuflețit. E mondenă,
Îndeosebi semi-minori, un buchet de fetițe superbe, printre ele cel puțin 10 Brigitte Bardot. Instinctul își optește că obiectul căutărilor mele nu e de crezut să se afle aici, printre amatoarele de înghețată. Străbat salonul în sunetele muzicii. Nu e melodia mea, dar cu atât mai bine. Nu e vreme de reverie, de întoarcere în trecut. La treabă, băiete! Cobor scara, arunc o privire în bar, apoi în încăperea învecinată. O caut pe Jana. Cel mai practic ar fi să-mi atârn de gât o placardă cu această lozincă. Nu e simplu să cauți o fată despre care nu știi decât că are părul șaten bogat, rujul de pe buze roz deschis și palton bej. Când vezi în jur două duzini de fete cu părul exact cum ți-a fost descris și dintre ele o duzină cu rujul roz deschis și iarăși cel puțin o jumătate de duzină cu palton bej, ce altceva poți să faci decât să te adresezi intuiției? Sau chelnăriței? Chelnărița trece la doi pași de mine. Îi pun întrebarea cuvenită și ea mi-arată din ochi masa din colț. Deci, asta este Jana. Unde mai pui că e și singură? Mă apropii și trag un scaun. Masa e ocupată, rostește și se fata. Văd, dar mă împac cu situația. Mă așez și caut o poziție cât mai comodă. Am să chem chelnărița, mă previne Jana. Grozavă idee! Pe umezeala de afară un coniac o să-mi prindă bine. Dar întâi să stăm de vorbă. Nu stau de vorbă cu necunoscuți. Nu-i nimic. Facem cunoștință și poate că ne și plăcem. Eu sunt de la miliție. Fata tresare și mă privește, dar imediat face o mutră indiferentă. Dacă e să intru în amănunte, se impune să precizez că e destul de atrăgătoare. Nu o Venus din Milo, cel mult o reproducere forma de buzunar. Dar fata are ceva gingaș, nu știu cum, cu fața ei ușor palidă, cu năsucul cârn înălțat capricios în sus, cu buzele pline, conturate capricios și ele. Nu-i descriu, fiindcă în acest moment cele două ferestre ale sufletului fetei nu sunt decât întredeschise. V-am căutat în legătură cu Marinov. Încep eu pe un ton cât mai elegant posibil. Cu siguranță că ați aflat că i s-a întâmplat o neplăcere. Am auzit că ar fi murit. Exact. Și fiindcă și eu la rândul meu am auzit că între voi doi a existat o apropiere, nu știu, poate numai de ordin sufletesc, mi-am permis să las fraza neterminată, fiindcă în clipa aceea a apărut chelnărița. Fenomen foarte rar în localurile de genul acesta. Ce doriți să serviți? O întrebe Jana. Nimic. Totuși, o cafea cedează ea agasată. O cafea și un coniac. Apoi revin la tema mea. Cum vă spuneam, aflând de existența acestei apropieri, mi-am permis să vă răpesc puțin din timpul dumneavoastră. Vă răpiți din propriul dumneavoastră timp, observă Jana, bufnată în continuare. V-ați ostenit zadarnic. Niciun fel de apropiere, nici sufletească, nici de altă natură, n-a existat între mine și Marinov. E un fapt notoriu că Marinov a aspirat, ca să zic așa, la dumneata. Îndrăznesc eu să-i amintesc faptele. Și eu aspir la o sumedenie de lucruri, dar aspirațiile sunt una, iar realitatea este altceva. E adevărat că Marinov voia să se căsătorească cu mine, dar, după cum știți și dumneavoastră, pentru treaba asta sunt necesare două persoane. Și totuși, dacă un om practic cum era Răposatul nu trăia asemenea speranțe, înseamnă că se baza pe ceva. Se baza pe mătușa mea. I-am și spus într-o zi, din moment ce te întâlnesc cu mătușa mea, însoară-te cu ea și plimbă ursul din fața mea. Vai, vai, așa se vorbește cu un om în vârstă? M-am obișnuit să spun ce gândesc. Asta rămâne de văzut. De masa noastră se apropie o pereche. Ăștia nu mai sunt semi-minori. Sunt minori sadea, cel puțin fata. Dar asta nu îi împiedică să se comporte cu dezinvoltura unor oameni de lume. Băiatului îi atârnă în colțul gurii o țigară aprinsă și expresia feței e una de profundă blazare. Un exemplar din lumea interlopă. Din lumea interlopă a Chicago-ului. A luat fiecare câte un scaun și se pregătește să se instaleze la masa noastră. E ocupat, le spun. Nu-i nimic. Noi ne așezăm unde nu e ocupat. Îi aruncă replica specimenul din lumea interlopă pe un ton protector și cu fața schimonosită din cauza fumului de țigară care intră în ochi. Ți-au întors-o. Ai văzut? Jana îmi atrage atenția cu glasul coborât. Tocmai mă pregătesc să-i demonstrez că lucrurile nu stau chiar așa, când în fața mesei noastre se proțăpește încă un tip. Acesta e mult mai matur decât ceilalți doi. Nu e exclus să fi împlinit chiar 20 de ani. Nu prea înalt, dar bine legat. Dacă facem abstracție de expresia impertinentă a feței și de strălucirea umedă a ochilor, are o figură destul de reușită. Se vede de la o poștă că noul venit i-a fumat bine. Băi, ăștia din cursul inferior! Se adresează tipul cavalerului minor. Roiește-o până nu te pupă mătarece.
În drum, nu uita să o lași pe puștoică la grădiniță. Ca să dea mai multă pondere cuvintelor, repede un pumn în numărul cavalerilor. Cum vă permiteți? Se indignează nevârstnicul, uitându-se în jur după un eventual ajutor. Dar ajutoare de unde? Fumul din local e atât de des că nu se mai vede om cu om. Hai, cară-te! Până nu intră în acțiune pumnii. Repetă noul venit, apucându-i pe amândoi de mâneca balonzaidului. Perechea n-are încotro și eliberează terenul. Minorii se îndepărtează, întorcându-se într-una spre masa noastră, dar avântul eroic le-a fost în chip evident retezat. Învingătorul se lasă disprețuitor pe scaunul de lângă mine, catadixind în sfârșit să mă ia și pe mine în seamă. Face o mină surprinsă și ironică. Faceți cunoștință, mormăie Jana. Toma Simeonov, clar, noi îi spunem simplu Toma și... Peter Antonov, mă recomand eu. Puteți să-mi spuneți Pepi. N-am chef de cunoștințe, rânjește leneștom. Apoi, uitându-se la Jana, de unde l-ai desumat pe boșorogul ăsta? Tovarășul e... Oprind pe fată de cot și atace. Lui Tom, deși e privirea împăienjenită, nu i-a scăpat gestul și pe semne că l-a tălmăcit în felul lui. Aaa, am început să ne și pipăim. Simt pe sumas o lovitură care îmi pune în flăcări fluierul piciorului. Pantoful lui Tom nu e numai ascuțit, dar și îndeajuns de contondent. Nu cumva v-am lovit din întâmplare, întreabă tânărul cu un zâmbet dulceag. Nu face nimic. Se întâmplă, îi răspund și în aceeași clipă îl cal cu toată greutatea pe pantof și pe piciorul care se găsește în pantof. Fața lui Tom se strâmbă de durere. Câteva secunde încearcă în zadar să-și tragă piciorul, în cele din urmă izbutește și scoate un șuierat printre dinți. Nu face pe nebunul. Chestia asta o rezolvăm afară. Eu comandasem un coniac, îi explic calm. Dar, ca să nu vă rețin, ne ridicăm aproape în aceeași clipă. Mie, ca unuia mai bătrân, îmi revine cinstea de a merge înainte. O privire fugară aruncată peste umăr încredințează că Jana ne urmează și ea de la distanță. Strada, noapte, e pustie. Ploaia, schimbată. Abia am făcut această constatare când deodată simt pumnul lui Tom abătându-mi se în ceafă. Mă întorc rapid, îl prind pe măgar de gât în cleștele mâinilor mele și îl târăsc ca pe un sac în curtea vecină. Acolo, ca să-mi fie mai la îndemână, îl proptesc în zid, neslăbind nicio clipă strânsoarea. Ascultă, dobitoc mucoș ce ești. Ți-am spus eu să nu vă rețin, dar acum tocmai asta văd că trebuie să fac. Tom, fără prostii, te rog, strigă Jana, care a apărut deodată lângă noi. Tovarășul este de la miliție. Tom, care până în momentul acela încercase zadarnic să se elibereze, se potolește ca prin farmec. Îi dau drumul. A, abia acum te-ai trezit să mă informezi. Și ce, dacă sunteți de la miliție? Asta înseamnă că puteți să o prindeți de cot pe logodnica mea? Ce lucrez, mă? Îl întreb, fără să dau nicio atenție prostiilor pe care le debitează. Nu lucrez nicăieri, sunt student. La ce? Facultatea la care ești tu înscris, sunt sigur că nu există la universitate. În sfârșit, asta o lămurim noi la secția de miliție. Vă rog să nu mă rețineți, aproape că scâncește Tom. Îmi cer scuze pentru cele întâmplate, vă rog. Tom, ce te deranjează așa tare să vii să ne dai o mică informație? Sau poate că va fi cazul să ne servești cu mai multe? Asta e a câta oară când ai de-a face cu miliția? A 10-a? A 15-a? Îmi cer scuze, vă rog, repetă el. N-a ieșit lași pe deasupra. Mi-am dat seama de asta atunci când m-ai lovit pe la spate. Iar acum văd că n-ai niciun pic de demnitate. Ce demnitate, urmăie filozofic Tom. Cu focul nu te joci. Dar cu cine atunci? Cu copiii prin cafe-baruri, cu fluierele picioarelor pe sumese? Hai, piei din ochii mei și să nu-ți faci iluzii. Îți dau drumul numai provizoriu. Individul face smerit calea întoarsă spre Varșovia, fără să-i arunce măcar o privire logodnicei. Jana mă privește nehotărâtă și dă să o iau pe urmele lui. Dumneata rămâi, zic. Cu dumneata n-am terminat. Foarte repede vi s-au stricat manierele. Manierele sunt de la caz la caz. Nu-mi plac tipii de genul logodnicului dumitale. Deocamdată nu-mi este încă logodnic. Dar s-ar putea să-mi devină. În timpul acestui amabil schimb de replici, am pornit o mecanică în jos pe bulevard. General, la urma urmei, ce-i dumneata comun cu un asemenea individ, o întreb? Vă faceți împreună lecțiile? Și asta privește ancheta? Te privește pe dumneata. Da, poate că privește ancheta. Consider că fiecare este stăpân pe preferințele sale. Ne poate fi și rob, observ eu. Apropo, când ai fost ultima oară la Marinov? N-am fost niciodată la Marinov. Vreau să spun, singură.
Dar cum? Am fost odată sau de două ori împreună cu mătușa mea, ca să ascult ce pas înțelept aș face dacă l-aș lua de bărbat. De ce ține atât de mult mătușa dumitale la această căsătorie? E ușor de înțeles de ce. Voia să-mi aranjeze viitorul. Marinov era bogat. E, nu ca altă dată. Dar oricum, primea bani de la fratele lui din străinătate, vânduse o vilă. În afară de banii primiți pe vilă, pe care i-a depus la casa de economii, alți bani nu s-au găsit la el. Asta nu mai știu. Tot ce știu e că avea întotdeauna bani. Poate că a fost jefuit. Și cine crezi că a făcut treaba asta? De unde vrei să știu? Și nici n-am cum să aflu. Nu sunt inspector de miliție. Fata se oprește în loc și se uită la mine. De fapt, încotro mergem. Iată o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem mai des. Eu am pus-o în cel mai concret sens. Știu eu? Am impresia că spre locuința dumitale. Sau poate intenționez să te înapoiezi la Varșovia. A, nu, e târziu. E timpul să mă duc acasă. Pornim din nou. Totdeauna vii așa de devreme acasă? Mi-o obicei, da. Oricât de neverosimil vi s-ar părea. N-am spus așa ceva. Astă noapte, la fel de devreme te-ai întors? Astă noapte nici n-am fost acasă. Dar unde ai fost? Mai aveți multe întrebări să-mi puneți? Chiar sunt necesare aceste amănunte? Acesta din urmă, în orice caz. Nu atât mie, cât dumitale. N-ai auzit niciodată cuvântul alibi? Ana îmi aruncă o privire scurtă, apoi iarăși lasă ochii în jos. Pe trotuar sunt o mulțime de mici băltoace. După câte știu, alibiul îi se cere unui om care e bănuit de ceva, rostește ea tărăgănat. Hai să admitem și definiția asta. Prin urmare, unde spuneai că ai fost asta noapte? Îmi închipui că ai pregătit între timp răspunsul. Am dormit la o prietenă. Când avansezi un alibi, e de dorit să indici pe cât posibil nume și adrese, îi explic eu cu răbdare. Formalism, dacă vrei, dar asta e situația. Și nu scăpa din vedere că orice afirmație va fi de îndată și foarte temeinic verificată. Să nu crezi că va fi întrebată numai prietena în chestiune, tot formalist scârbos, dar ce vrei, așa e jocul. Va să zică, sunteți îngrozitor, oftează fata. Am fost atom. Sunt neplăcut surprins. Nu de mărturisirea fetei, ci de ploaia care tocmai în momentul acela s-a pornit să se reverse furioasă peste noi. Vântul a zvârle și roaiele de apă în avalanșe compacte, sclipitoare în dreptul becurilor de neon, întunecate și tulburi în umbra clădirilor, dar la fel de lichide și într-o parte și în cealaltă. Jana, cu un gest agil, deschide umbreluța. Veniți sub umbrelă, mă invită ea. Lasă, nu pot suferi umbrelele și mai ales cele de damă. Prostii, veniți, o să vă facă ciuciulete. Mă trage spre ea cu un gest amical și mă ia de braț. Eu fac reflecții asupra evoluției moravurilor. Altădată, o luare inopinată de braț se solda cu arestarea pe loc. Cât de mult s-a atenuat teama de autoritatea publică în zilele noastre. Mergem o bucată de vreme așa și trebuie să spun că, în ciuda spațiului strâmb de sub umbreluță, fac față vitejește ispitei. Când ajungem în sfârșit sub o strașină, îmi iau inima în dinți și îmi retrag brațul. Să ne oprim aici. Sub umbrelă încerc un sentiment de înjosire, înțelegi? Ne oprim sub o strașină. Vis-a-vis de noi strălucește becul de pe stradă, aruncând o dâră albăstruie de lumină pe fața fetei. Prin fața strășinei, apa zboară în șiroaie sclipitoare. Barca ar fi o perdea de mărgele, dintre cele atârnate pe vremuri la intrarea frizerilor. Iar acum zic că am scăpat de potop, e cazul să-ți atragă atenția că depoziția unui martor de genul lui Tom al dumitale nu face prea multe parale. Tom se bucură de toate drepturile cetățenești, îmi replică Jana. Calitatea sa de cetățean crezi că o să-l impresioneze grozav pe anchetator? Mai degrabă cred că o să ia în considerare anumite manifestări huliganice ale cetățeanului în cauză. Mă uit la fața ei. La lumina albăstrie a becului pare și mai palidă, iar buzele și mai întunecată. Parcă sunt date nu cu ruj, ci cu lac negru. De fapt, nu mi-ai răspuns când am întrebat ce te leagă de un asemenea tip. Mai bine zis, de o întreagă colecție de asemenea tipi, fiindcă ăștia sunt dintr-o specie care trăiește în turmă. Nu mă leagă nimic de nimeni. Vocea este obosită, aproape indiferentă. Iată o confesiune tristă. Tristă și nițel fățarnică. Nu țin să vă conving, rostește ea cu aceeași voce incoloră. Din tot ce mi-ai spus până acum, mărturisirea aceasta de credință pare a fi cea mai apropiată de adevăr. Totuși, nu poți să nești că trăiești, că te miști într-o anume societate, așa încât... N-are niciun rost să vă explic.
Dumneavoastră se pare că sunteți specialist în cadavre, iar eu, cel puțin până la ora asta, nu sunt un cadavru. Renunță la cuvântul ăsta. Sună urât în gura dumitale. Fata se uită la mine cu expresia cuiva care se trezește încet din somn. Dacă ați avea o cât de vagă idee despre frumos și urât, ați fi renunțat să mai puneți toate aceste întrebări, în dărătul cărora naiba știe ce se ascunde. Nici atâta lucru nu puteți pricepe, că îmi place și mie, cum ne place multora, să stau la o măsuță frumos lustruită, să beau o cafea în liniște, să mă uit la lume și să fiu privită și admirată. Jurul meu să fie cât de cât mai multă lumină decât în casa aceea, aduce mai degrabă cu un cavou. Să simt în nori, nu miros de mucegai, ci de lucruri curate și plăcute. Fața ei se încrețește ca străbătută de un fior. E cazul să preîntâmpin o criză de nervi. Haide, haide, nu-ți mai căuta justificări. Încă puțin și ai să încep să zbocești soarta. Cu o oră, două în urmă, mă aflam într-o încăpere a acelei case care zici că aduce mai degrabă cavou. E drept că n-avea neon și mobilă de plastic, dar încolo atmosfera era destul de plăcută, ca să nu mai vorbim de cel ce locuiește în ea. Jana mă privește bagiocoritor. În criza a trecut. Cât timp ați petrecut în acest rai? Din păcate, n-am avut prea mult timp la dispoziție. Mă cuprinsese între timp atracția pentru dumneata. Aceea vi s-a și părut plăcut, fiindcă n-ați avut prea mult timp la dispoziție. Dar ia să fi stat mai mult. Fata imită niște gesturi străine, tușește ca să-și poată preface glasul. Nu pune acolo poșeta, ai să-mi zăpăcești planșele. Te rog, nu te juca cu creioanele, nu poți face pasențe cu ele. Nu te așeza acolo, nu atinge obiectul acela. Hai să ieșim, vrei? N-am timp de așa ceva. N-ai mai fost de o lună de zile la cinema? De două luni, într-adevăr. Și precum vezi, trăiesc. Încolo? E curat, aveți dreptate. Chiar mult prea curat, dacă e să-mi cereți părerea. Curat, dar plicticos de moarte. E plicticos, adevărat, mă dau eu bătut. Altceva e să împarți bucătura de pâine, pardon, coniacul, cu un adevărat erou. Hai, roiește-o, până nu intră în acțiune pumnii. De unde l-ai desfumat pe boșorogul ăsta? N-o face pe deșteptul. Un adevărat leu, numai că dintre cei fricoși. Fata abia dacă zâmbește. Domn nu e un fricos. Până acum, cel puțin, n-am observat să fie. Nu vă grăbi să lipiți eticheta pe un om numai după un cuvânt două. Nici expresiile dumneavoastră nu sunt întotdeauna dintre cele mai alese. În schimb, nu lovesc niciodată pe la spate. Ea se face că n-a auzit. Mi se pare că ploaia a stat. Să plecăm. Plecăm. Ploaia, într-adevăr, aproape că a stat. Umbreluța e strânsă și, la drept vorbind, nu mai avea niciun motiv să mergem lipiți unul de altul. Dar noi tocmai așa mergem și nu știu ce, îmi spune că inițiativa n-a venit din partea mea. S-a pornit să sufle un vânt rece. Copacii și becurile de pe stâlpi fac să alterneze umbra și lumina. Momentul e prea confuz pentru a fi descris amănunțit. Decembrie, o lună tristă, rostește fata ca pentru sine. Vremea e tristă sau veselă în funcție de starea de spirit a omului, observ eu filozofic, ca și viața de altfel. Nimeni nu își aranjează singur viața. Abordăm teme profunde. Mă rog, dacă un om nu e capabil să-și aranjeze singur viața, lucrul cel mai inteligent pe care l-are de făcut e să caute sprijin la cel ce e într-adevăr în măsură să îl dea. V-ați greșit cariera. Trebuia să vă faceți predicator. N-am asemenea talente. Prin gura mea vorbește pragmatismul cel mai banal. Ei, da, n-ar fi rău să găsești omul pe care să te poți vizui, oftează Jana. Acum, aproape că s-a vărât în mine. Mă gândesc să-i atrag atenția asupra faptului. Clar, din motive tainice, mă abțin. Un bărbat adevărat, inteligent, deschis și, pe cât posibil, nu prea plicticos. N-am nimic împotrivă. Continui să pășesc ca gale, lăsând umbrele noastre să vorbească. Spuneți-mi, după ce m-ați năucit cu atâtea întrebări, îmi permite să vă pun și eu una? Rostește pe neașteptate fata. De ce nu? Așa vă purtați întotdeauna cu femeile? Cum așa? Așa, de parcă ar fi simple obiecte de interogatoriu. După temele profunde, le-a venit rândul celor ambigue. Noroc că am ajuns în fața casei. Ne oprim în întuneric. Eu, dacă vrei să știi, în obiectul de interogatoriu văd mai presus de orice omul. Îi servesc eu răspunsul. Ați ieșit frumos din încurcătură, zâmbește Jana. Sfârșit. Dacă mă gândesc bine, nu sunteți chiar atât de îngrozitor cum păreți la prima vedere. Ba să zic că ți-ai dat seama. Așa e, sunt un sentimental, predestinat să țină de urât cadavrelor.
Nu știu ce sunteți. Clar, în niciun caz vădăranul al cărui rol vă încăpățânați să-l jucați. Fiecare jucăm câte un rol. Unii chiar mai multe. Eu nu, protestează fata. Cel puțin cu dumneavoastră, nu. Dumneavoastră mă simt bine. Momentul e periculos. Jana s-a strâns și mai mult lângă mine. Mâna ei, în mod inconștient, pasămite, mi-a prins scotul. În fața ei se ridică încet înspre a mea, ochii sunt mijiți. Fără să știu bine ce fac, îmi apropii și eu fața. Buzele tânjesc după buze, îmi spunea poetul, îmi amintesc care. Cu o fracțiune de secundă înainte de a se produce sărutul, îmi aud propriul glas. Cu rujul ăsta, cine te-a mințit că stă bine? A, nu, izbucnește Jana retrăgându-se. Dumneata nu joci niciun rol. Ești un bădăran și atâta tot. Incoruptibil, fată dragă. Asta e expresia exactă, o corectez eu. Hai, du-te acasă să nu răcești. Și fără nicio supărare. Și-o bat părintește pe umăr. Lăsați-mă, nu vreau să vă mai văd. Tocurile ei bocănesc înfuriate pe papajul aleei. Asta nu pot să-ți promit, spun în urma ei. Depinde de vreo 5-6 chestii. Aștept până ce Jana intră în casă, sperând până în ultima clipă că voi avea parte de o fluturare de mână de adio. Nici gând. Fata nici măcar nu privește peste umăr. O iau înainte pe alee, căutând să nu fac zgomot, apoi mă abat, dar nu spre casă, ci spre un tufiș de sub copaci. Găsesc un punct de observare potrivit și mă instalez în tufiș. Atmosferă misterioasă, lugubră și foarte mult noroi. Cât pe ce să cad în nas, pe pământul chiftind de apă. Cât despre umezeală, să nici nu mai vorbim. Dacă Sherlock Holmes a existat cu adevărat, atunci știu de ce boală a murit. Printre tipii de genul ăsta, romantismul a făcut ravagii. Bine că în zilele noastre romanticul obicei de a sta la pândă prin tufișuri s-a pierdut. Deși, precum vedeți câteodată, pe asfaltul aleii se aude din nou înțăcănii de tocuri. De data asta nu înfuriat, ci grăbit. Tocurile Janei. Văd și paltonul bej lunecând prin dreptul fațadei negre. Biata copilă! A bătut un kilometru întreg ca să-mi arate că e o fată cu minte, care se culcă de vreme și face nani. Uite cum se spulberă miturile. Mătușico, unde ți-e mâna de fier? Oare ți-ai uitat în datorile pedagogice? Te pomenești că dormi. Da, bătrâna doarme. Ferestruica de la subsol e întunecată. În schimb, inginerul e încă treaz și lucrează la planșele lui. Și doctorul, la fel. Și venerabilul casier, cu devotata sa tovarășă de viață. Numai despre avocat n-am informații exacte. Om ascuns. Fereastra lui e de cealaltă parte a casei.